Cea așteptată Capitolul 15 27 iunie 2005 Gura era uscată și capul îi era teribil de greu. Unde se afla? Încercă să se întoarcă. Au! Durerea venea de la cap. Altfel stătea comod, foarte comod. Era în pat la castel. Dar cum? Totul era cețos, neclar, îi trecu prin minte că fusese poate drogată și bătută. De cine? Unde era Peter? Voci dincolo de ușă, îngrijorate, tulburate, furioase. Bărbați? Încercă să le identifice accentele. Unul era local, Roland. Vocea mai ridicată era scoțiană. Irlandeză? Era Peter? Morin încercă să-l strige, dar din gât nu ieși decât un hărâit. Fusese suficient totuși pentru a fi auzită. Dădură buzna în cameră. Niciodată nu se simțise Peter mai ușura decât în clipa în care auzi sunetul acela venind din camera verișoarei lui. Îl dădu la o parte pe uriașul Roland și trecu pe lângă Sinclair pentru a intra primul în cameră. Cei doi se repeziră pe urmele lui. Stătea cu ochii deschiși și părea confuză, dar conștientă. Avea capul bandajat acolo unde medicul oprise sângerarea, astfel că părea o victimă de război. Slavă domnului Morin! Mă poți auzi?" întrebă Peter, luându-i mâna. Ea încercă să dea din cap în că da. Ce greșeală! Ochii se înpăie și vreme de un minut nu mai văzu nimic în jur. Sinclair se apropie de Peter, lăsându-l pe Roland tăcut, undeva în spate. Nu te mișca dacă poți. Doctorul a spus că e bine să stai cât mai nemișcata. Morin clipi apăsat pentru a le arăta că înțelesese. Voia să vorbească, dar își dădu seama că nu poate. zbuti totuși să șoptească. Apă? Sinclair se apropie de un vas de cristal cu o lingură așezat pe noptieră și făcu un efort să vorbească pe un ton lejer. Apă încă nu. Ordinele doctorului. Dar poți avea cu cubulețe de gheață. Dacă te descurci cu ele, trecem pe urmă și la apă. Peter o ajută să-și ridice puțin capul, iar scoțianul îi duse la gură lingura cu gheață. Mai înviorată, Morin încercă din nou să vorbească. Ce. Ce s-a întâmplat? preluă Peter întrebarea de pe buzele ei. Aruncă o privire spre Sinclair și spre Roland în spate, apoi continua îți vom povesti după ce te vei mai odihni puțin. Iar Roland, ei bine, el este eroul tău și al meu de altfel. Ochii ei se îndreptară spre Roland, care îi făcu solemn un semn din cap. Ajunsese să-l îndrăgească pe francezul acesta masiv și era recunoscătoare pentru că îi zbutise să o aducă înapoi aici. Dar prima ei preocupare era alta acum. Răspunsul pe care îl voia nu-i fusese încă oferit. Sinclair îi mai dă două lingură cu gheață, iar ea încercă din nou. Cu cufărul? Sinclair surâse pentru prima dată în ultimele zile. El a loc sigur. A fost adus aici odată cu tine și e încuiat în biroul meu. Ce? Ce e înăuntru? Nu știm încă. Nu-l vom deschide fără tine, draga mea. Ar fi incorect. Cufărul ți-a fost dat ție și trebuie să fii de față când conținutul lui va fi dezvăluit. Morin închise ochii ușurată și se lăsă cuprinsă încă o dată de somn, liniștită la gândul că reușise. Când Morin se trezi, Tami stătea lângă pat pe unul dintre fotolile din piele roșie. Bună dimineața, frumusețe!" îi spuse ea, lăsând din mână cartea din care citise. Asistenta Tami la ordinele tale. Ce să-ți ofer?" O margherita, o pina colada? Morin ar fi vrut să-i zâmbească, dar nu izbuti. Atunci să rămânem la cubulețele de gheață. Aha, văd că ești de acord. Poftim. Tami lua vasul de cristal și îi duse la gură câteva cuburi. Delicioase, nu-i așa? Le-am pregătit eu însă în această dimineață. De data aceasta a reușit să surâdă puțin, dar încă o durea. După alte câteva linguri de gheață simți că ar putea vorbi și mai bine decât atât, putea gândi. Capul îi voia, dar ceața se risipea și memoria îi revenea. Ce s-a întâmplat cu mine? Toată veselia dispărut de pe fața prietenei ei. Se așeză lângă ea de data aceasta cu o expresie serioasă. Sperăm că ai să ne povestești tu prima jumătate. Apoi ți-o vom relata noi pe a doua. Nu acum, firește, ci atunci când vei putea vorbi." Dar poliția... poliția... Șt, nu te agita. N-ar fi trebuit să spun asta, dar acum s-a rezolvat totul. Alceva nu mai trebuie să știi." Ba da," replică Morin, a cărei voce începea să revină odată cu puterile. Trebuie să știu ce s-a întâmplat." Bine, îi chem pe băieți." Cei patru intrară în camera ei, Sinclair primul, urma de Peter și apoi de Roland și Tami. Scoțianul se apropie de pat și se așeză în singurul scaun de alături. Morin, nu-ți pot spune cât de rău îmi pare. Te-am adus aici și te-am pus într-un asemenea pericol, dar nu mi-am închipuit niciodată că ți s-ar putea întâmpla așa ceva. Eram sigur că aici, la castel, te putem proteja, nu ne-a trecut prin minte că vei ieși singură în miezul nopții. Tami se apropie și ea de Morin. Îți amintești ce ți-am spus? Că există oameni care vor să te împiedice să găsești comoara? Morin schiță un gest afirmativ, mic cât să fie văzut fără a-i însă-și vederea. Cine sunt oamenii aceia? optia. Ghilda celor dreți, răspunse Sinclair un grup de fanatici care operează de secole aici în Franța. Au un plan complicat pe care ți-l voi explica atunci când te vei simți mai bine. Morin început să protesteze. Voia răspunsuri clare. În mod surprinzător, Peter se arătă de acord cu scoțianul. Are dreptate, Morin. Ești încă într-o stare precară, așa că vom lăsa detaliile sordide pe mai târziu, când te vei mai îndrăveni. Ai fost urmărită, continuă Sinclair. Te-au monitorizat încă de când ai venit în Franța. Cum? Extenuat și palid, el se aplecă în scaun. Morind, remarcă cercănele de nesom de sub ochii lui. Aici am dat eu greș, draga mea. S-au infiltrat între noi. Habar n-am avut, dar unul dintre ai noștri era de fapt o cârtiță, un trădător. Și situația durează de ani întregi, Durerea și rușinea eșecului erau vizibile pe chipul lui Sinclair. Dar, oricât de jalnic ar fi fost expresia lui, cea lui Roland, stând undeva mai în spate, avea un aer de-a dreptul criminal. Morin se întoarse spre el. Cine? întrebă ea. Uriașul scuipă cu scârbă pe podea. Jean-Claude, răspunse el și începu să spună ceva în dialectul lui natal. Sinclair continuă în locul lui. Dar să nu crezi că ai fost strădată de ai tăi. În realitate nu are nicio legătură cu familia Pascal și asta la fel ca totul în privința lui. A fost o minciună. Naiba să-l ia. Am avut încredere în el. Altfel nu l-aș fi lăsat în preajma ta. Când a venit să te ia ieri și a implantat spionul pe proprietatea mea, Morin se gândi la încântătorul Jean-Claude, care se purtase atât de amabil cu ea. Să fi fost oare posibil ca el să fi avut tot timpul de gând să-i facă rău? Era greu de crezut și mai era un lucru care nu se potrivea. Încercă să rostească o întrebare completă. De unde au știut potrivirea de timp? Roland, Tami și Sinclair se priviră unii pe alții cu expresii vinovate. Tami ridică o mână în semn că se oferea ea voluntar pentru această misiune. Îi spun eu. Apoi în genunchi e lângă pat, ridicând privirea spre Peter pentru a-l include și pe el în explicație. Face parte din profeție. Îți aduce aminte de cadranul solar ciudat? Se referă la o aliniere a planetelor despre care se vorbește în profeție, una care survine la circa 22 de ani și durează cam două zile și jumătate. La fiecare 20 și ceva de ani, preluas Sinclair firul, când se produce această aliniere, localnicii țin zona sub supraveghere pentru a observa orice semn de activități neobișnuite. Pentru asta au fost construite inițial turnurile, al meu și al lui Sonier. Și acolo am fost și eu noaptea trecută. De fapt, cred că te-am ratat cu foarte puțin. Am supravegheat zona de acolo timp de câteva ore, după care m-am dus la RLC să fac același lucru. E o tradiție în familia mea. Din turnul Magdala am văzut o pată luminoasă la orizont în regiunea Arc și am știut că trebuie să mă întorc imediat pe domeniul meu. L-am sunat pe Roland pe mobil, dar el deja te căuta. Vezi tu, pământul din preajma mormântului este monitorizat cu ajutorul unui echipament de securitate avansat, iar senzorii de mișcare declanșează alarma în apartamentele lui Roland. Firește el era la post fiindcă este perioada alinierii și pentru că tami a aflat că adversarii noștri ar putea fi mai aproape decât am crezut. Când alarma s-a declanșat în apropierea mormântului, Roland a plecat imediat și a ajuns la câteva secunde după ce ai fost atacată. Eu nu eram prea departe în urma lui, veneam cu mașina și aș spune că insul care te-a lovit, ei bine, nu se simte la fel de bine ca tine astăzi iar când va ieși din spital, își va drege în închisoare oasele rupte. Acum înțelegea Morin de ce turnul nu fusese încuiat, iar ușa era deschisă, pentru că Sinclair tocmai fusese acolo. Jean-Claude știa despre alinierea așa cum știm și noi, fiindcă până ieri a făcut parte din cercul celor mai de încredere oamenii ai noștri, continuă Sinclair când am aflat despre tine și despre cercetările tale cu doi ani înainte de aliniere, am fost aproape sigur că vremea a venit. Trebuia doar să te aducem aici, exact în perioada propice. Privind acuzator spre Tami, Peter puse o întrebare care stăruia în mintea ei. Stați puțin! De cât timp știați voi toate acestea? De data asta Tami își o figură spășită, ochii ei erau roșii de plâns, stres și nesomn. Morin, vocea ei se necă, dar după o clipă continua. Îmi pare foarte rău. N-am fost deloc sinceră cu tine. Când ne-am întâlnit prima dată în Los Angeles cu doi ani în urmă, mi-a fost de ajuns să mă uit la tine și la inelul tău, să ascult tot ce-mi spuneai nebănuind nimic. Mă rog, N-am făcut nimic atunci, dar am avut grijă să rămân în cercul tău de prieteni și să-ți urmăresc progresele. Când cartea ta a apărut, i-am trimis lui Beri un exemplar. Suntem prieteni buni de ani de zile și știam ce așteaptă. Ce așteptam cu toții. Peter nu era încântat de aceste destăinuiri. În ultima vreme începuse să-i placă de Tami. Acum însă, când aflase cum se folosise de Morin, era pe cale să schimbe atitudinea. Ai mințit atâta vreme. Tami izbucni în plâns. Are dreptate și regret, mult mai mult decât vă pot spune. Roland o cuprinse cu un braț protector, dar Sinclair fu cel care îi lua apărarea. Nu judecați prea aspru. Poate că nu vă place ce a făcut, dar a avut motivele ei. Și a riscat mult mai mult decât vă dați voi seama. Este o altruistă, o adevărată luptătoare pentru cale. Morin încerca să pună totul cap la cap, minciunile, încelătoriile deliberate, ani de vise și de stranii profeții. Probabil că agitația ei se oglindea pe față, fiindcă Peter interveni repede. Destul pentru astăzi. După ce îți vei mai reveni, îți vor putea povesti și restul." Iar rămase o clipă tăcută. Mai exista o întrebare esențială la care trebuia să afle răspunsul când deschidem cufărul. Era sincer surprinsă că nu o făcuseră până acum. Oamenii ăștia își petrecuseră o bună parte din viață căutând comoara. În cazul lui Sinclair, generații de-a rândul cheltuiseră milioane de dolari în acest scop. Deși o considerau pe ea ca fiind cea așteptată, ea însăși nu simțea cătuși de puțin care merita să vadă comoara înaintea lor. Dar Sinclair insistase ca nimeni să nu atingă cufărul înainte ca Morin să fie gata, iar Roland îl păzise el însuși noaptea, dormind între el și ușa. Imediat ce vei putea coborâ la parter, îi răspunse Sinclair. Roland se fuțea de pe un picior pe altul, un spectacol interesant ținând seama de statura lui. Ce este Roland? Cufărul, răspunse el apropiindu-se de pat este o relicvă sacră, mademoiselle. Mă gândesc, cred că dacă o vei atinge, poate îți va vindeca rănile. Ea se simți mișcată de credința lui, întinse mâna și îi prinse degetele în ei. Poate că ai dreptate, să văd dacă pot să mă ridic. Peter însă era îngrijorat. Ești sigură că ești pregătită să încerci atât de curând?" Coridoarele astea sunt lungi și sunt câteva rânduri de trepte. Roland le zâmbia mândurura. Mademoiselle, nu-i nevoie să mergeți pe jos. Și, cum Morin făcusem că e pregătită, el o ridică în brațe fără niciun efort și ieși din încăpere. Părintele Hailey mergea tăcut în spatele uriașului care o ducea în brațe pe verișoara lui, ca pe o popușă de cârpe. Niciodată în viața lui nu se simțise atât de neajutorat, Atât de lipsi de orice control. Avea impresia că morința afla deja într-un loc în care el nu putea ajunge. Descoperirea cufărului fusese posibilă grație unui fel de intervenție divină. Văzuse acest lucru în ființa ei și știa că și ceilalți văzuseră același lucru. În castel domnea un aer de anticipare. Se întâmpla ceva monumental, ceva care avea să-i schimbe pe toți definitiv. Apoi mai era și starea fizică a lui Morin. Medicul fusese îngrozit de rana de la ceafa ei, spusese că era un miracol că a supraviețuit și poate că fusese cu adevărat vorba despre un miracol. Poate că Roland avea dreptate. De fapt, el susținuse că verișoara lui să fie dusă la spital, iar cel care se opusese acestei idei fusese Roland, nu Sinclair. Uriașul insistase că Morin nu trebuia dusă departe de cufăr. Era posibil ca relicva să fie exercitat deja asupra ei un fel de tămăduire divină. Când se apropiară de biroul lui Sinclair, Peter își dădu seama că strângea atât de tare rozariul în mână, în buzunar, încât lanțul aproape că intrase în carne. Cufărul era așezat pe podea, alături de o sofă somtoasă. o așeză pe Morin cu delicatețe pe pernele de catifea, iar ea îi mulțumi cu glas moale. Tami se postă într-o parte, Peter în cealaltă, iar Sinclair și Roland rămaseră în picioare. Un moment îndelungat nimeni nu vorbi. Tăcerea a fost parte de un mic hohot care îi scăpă lui Morin. Nimeni nu se clinti când ea se aplecă încet, cu grijă. Își puse ambele mâini pe capacul cu fărului și închise ochii. Lacrimi îi se scurgeau pe sub ploapele închise, și roindu-i pe obraj. În cele din urmă deschise ochii și privi chipurile strânse în jurul ei. Sunt aici, înăuntru, optia. Le simt. Ești gata? o întrebă Sinclair. Ea îi zâmbi, un surâs liniștit, tot cunoscător, care îi transformă figura. Pentru o clipă nu mai era Morin Pascal, era cineva cu totul diferit, o femeie care radia pace și lumină interioară mai târziu, amintindu-și de aceste clipe, Sinclair ar fi spus că o văzuse pe însăși Maria Magdalena, stând în locul ei. Morin se întoarse spre Tami cu un zâmbet de blândă compasiune. Întinse brațul spre prietena ei și îi strânse mâna o clipă. În acea fracțiune de secundă, Tamara înțelese că era iertată. Toți fusese raduși aici pentru un scop divin, pentru un bine superior și fiecare știa acest lucru. Iar această cunoaștere îi transformase pe toți, unindu-i totodată pentru eternitate. Tami și îngropă fața în palme și începu să plângă ușor. Sinclair și Roland îngenunchiară lângă cufăr, privind spre Morin. Când ea făcuse că e pregătită, fiecare dintre ei își puse degetele sub marginea capacului, pregătindu-se pentru un efort considerabil. Dar balamalele nu reacționară cu înțepenea la ruginita vremii la care se așteptaseră cu toții. Capacul se ridică ușor, astfel că nepregătit Roland aproape că își pierdu echilibrul. Oricum, nimeni nu observa acest lucru. Erau cu toții prea ocupați să privească la cele două vase mari de argilă, perfect păstrate, care se aflau în cufăr. Extrem de tensionat, Peter vorbi primul. Vasele, sunt aproape identice cu cele în care au fost găsite manuscrisele de la Marea Moartă. Roland genunchi lângă cufăr și-și trecu palma cu venerație pe deasupra unuia din vase. Perfect, șopti el. Sincler în cuvință. Într-adevăr, și priviți, nu există praf, urme de eroziune și nici semne că ar fi trecut atâta vreme. De parcă ar fi fost suspendate undeva în timp. Sunt sigilate cu ceva. Morin își trece mâna peste partea de sus a unuia dintre vase și trăsării de parcă ar fi fost răbătută de un curent electric. Să fie oare ceară? Stați puțin, interveni Peter. Trebuie să discutăm. Dacă în vasele acestea se află ceea ce sperați și credeți voi că e, nu avem niciun drept să le deschidem. Nu? Și atunci cine are? ripostă Sinclair pe un ton ridicat. Biserica vasele astea nu pleacă nicăieri până ce nu vedem toți ce conțin, și ultimul loc în care mi-aș dori să ajungă e un seiv la Vatican, unde să rămân ascunsă de ochii lumii încă 2000 de ani. Nu asta am vrut să spun, replică Peter, mai calm decât se simțea de fapt. Dar dacă sunt aici documente care datează de 2000 de ani, expunerea bruscă la aer riscă să le deterioreze sau chiar să le distrugă. Vreau doar să sugerez că putem găsi o parte neutră acceptabilă, de pildă prin intermediul guvernului francez, care să deschidă vasele. Dacă distruge manuscrisele, nu veți mai avea nimic de arăta lumii, în ciuda căutărilor voastre de o viață. Ar fi o crimă, atât la propriu cât și la figurat. Îndoiala se citi pe echipul lui Sinclair. Riscul de a deteriora conținutul vaselor era prea îngrozitor pentru a se gândi la el. Dar tentația exercitată de un vis de o viață, ajuns aici lângă degetele lui, nu putea fi nici ea negată, așa cum nu putea fi ocolită nici suspiciunea lui născută, stârnită de cei care nu făceau parte din stirpe. Scoțianul rămase câteva clipe fără cuvinte. Roland în genunchi lângă Morin. Mademoiselle, este decizia ta. Cred că ea te-a adus aici la noi și prin tine ne va comunica voia ei." Morind, deschise gura să răspundă, dar un val de amețeală o cuprinse. Peter și Tami întinseră câte o mână pentru a o susține. În fața ochilor ei totul deveni negru, dar numai pentru o secundă. După aceea înțelesese totul cu o limpezime de cristal. Și când reuși să vorbească, o făcu pe un ton poruncitor. Deschide vasele, Roland. Cuvintele și se din gura ei, dar vocea fusese altcuiva. Sinclair și Roland ridicară cu grijă vasele din cufăr și le așezară pe masa mare de mahon. Roland se întoarse spre Morin și întrebă cu venerație în glas. Pe care din ele primul? Susținută de Peter și de Tami, a puse un deget pe unul din vase. Nu putea spune de ce îl alesese pe acela primul, știa doar că așa trebuia să facă. Respectându-i indicațiile, Roland își trecu degetul pe marginea vasului. Sinclair începu să taie sigiliul de ceară. Alături, Tami părea transfigurată, fără a-și lua o clipă ochii de la Roland. Peter încremenise. Între cei din încăpere era singurul care știa ce înseamnă să lucrezi cu documente antice, neprețuite riscul de deteriorare era uriaș. Chiar și spargerea vaselor ar fi o catastrofă. Ca pentru a-i sublinia temerea, un trosnet sec rupse tăcerea. Cuțitul lui Sinclair ciobise buza primului vas. Peter se chirci și și acoperi fața cu palmele, dar nu putu rezista mult fără să se uite. Ignetul lui Morin, alături de el, îl sili să ridice ochii. Mâinile mele sunt prea mari, mademoiselle, spuse Roland. Morin se apropie un pas cu picioarele tremurânde și își strecură palma în vasul ciobit. Apoi, cu mișcări lente și blânde, scoase ceea ce părea fi două cărți scrise pe o hârtie străveche, aparent pânzată. Peter se aplecă peste umărul ei, incapabil să-și înfrâneze emoția stârnită de obiectul aflat pe masă. Privi la chipurile înmărmurite din jurul lui, dar îi se adresă doar lui Morin, cu o voce spartă. Scrierea e în greacă. Poți citi ceva din ea? întrebă ea pe un ton plin de speranță. Dar știa răspunsul înainte ca el să-l rostească. Orice urmă de culoare dispăruse de pe fața lui. Pentru toți cei din încăpere, deveni limpede în acea clipă că lumea, așa cum o cunoștea părintele Hailey, nu avea să mai fie niciodată aceeași. Sunt Maria, cea numită Magdalena, traduse el încet și se opri, nu pentru efectul dramatic, ci fiindcă nu era sigur că va putea continua. Dar o privire spre chipul lui Morin îl asigură că nu avea de ales, trebuia să continue. Și sunt soția de drept a lui Isus, numit Mesia, care a fost fiul de rege din casa lui David. Capitolul 16 28 iunie 2005 Peter lucră toată noaptea la traducere. Morin refuză să iasă din cameră, odihnindu-se când și când pe sofa. Roland îi aduse perne și o cuvertură. Ea îi surâse liniștitor, văzând cât de mult se agită în jurul ei îngrijorat. În mod ciudat se simțea bine. Capul nu mai durea în sfârșit și puterile îi reveniseră rămase pe sofa, nevrând să stea mereu pe capul lui Peter. Făcea sincler asta pentru toată lumea. Pe vărul ei însă părea să nu-l deranjeze. Poate că nici nu observa, își spuse ea, fiindcă era complet absorbit de natura sacra activității lui. Tami venea din când în când pentru a vedea cum progresa traducerea și se retrase în camera ei târziu, cam în același moment cu Roland. Morin îi studia de aproape toată ziua și ajunsese la concluzia că nu fusese doar o coincidență. Se gândi la seara petrecerii, când o auzise pe culoar, în fața camerei ei, râzând cu un bărbat care vorbea cu accent. Tami și Roland. Se întâmpla ceva între ei în mod categoric și totul avea un aer idilic. Morin îi spuse că probabil nu erau împreună de mult timp. Când toate astea se vor sfârși, va afla ea totul de la Tami. Voia să știe întregul adevăr despre toate relațiile de aici de la castel. Atenția îi fu atrasă dintr-o dată când Sinclair exclamă. Dumnezeule, ia te uită la asta! Stătuse tot timpul alături de Peter, urmărindu-l agitat cum scrie în viteză pe un carnețel, traducând cuvânt cu cuvânt textul din greacă. La prima vedere aveau să existe neclarități va trebui să termine traducerea, apoi să o revizuiască și pe baza experienței sale să modifice frazele astfel încât textul să aibă logică din perspectiva cititorului din secolul 21. Ce anume? întrebă Morin. Peter ridică ochii spre ea și își trecă o mână peste față. Trebuie să vezi și tu. Vino aici dacă poți. Nu drăzne să mut pergamentul. Morin se ridică încet, conștientă încă de de la cap, în ciuda revenirii aproape miraculoase. Se apropie de masă și se așeză în dreapta vărului ei. Sinclair îi arătă pe manuscrisul original în vreme ce Peter îi explică. Simbolurile astea apar la sfârșitul fiecărui segment major. Noi le spunem capitole. Seamănă cu niște sigilii de ceară. Morin privi desenul arătat cu degetul de Sinclair modelul deja familiar al inelului ei. Cele nouă cercuri înconjurându-l pe un al zecelea se vedea la baza paginii. Sigiliul personal al Mariei Magdalena, spuse Sinclair cu venerație în glas. Morin ridică mâna și puse inelul alături de imagine. Erau identice. Simbolul poate chiar fusese realizat după același inel. Până când soarele răsărie o mare parte din prima carte, o relatare la persoana întâi a vieții Mariei Magdalena era deja tradusă. Peter lucra ca un posedat, a plecat deasupra paginilor. Sinclair ceruse să-i fie adus ceai, dar el nu se întrerupse decât pentru câteva înghițituri din când în când. Părea extrem de palid, iar Morin era îngrijorată. Pit, trebuie să faci o pauză, trebuie să dorm puțin. Nu, refuză el cu tărie. Nu pot. Nu mă pot opri acum. Tu nu înțelegi, fiindcă nu ai văzut ce am văzut eu deja. Trebuie să continui. Trebuie să știu ce mai are de spus. Toți hotărâseră să aștepte până ce Peter va fi mulțumit de traducere și abia apoi să citească ceva din ea. Îi respectau priceperea și înțelegeau responsabilitatea ce apăsa pe umerii lui, dar erau nerăbdători și în clipa aceea numai el cunoștea conținutul manuscriselor. Nu mă pot întrerupe, continuă el, în ochi strălucindu-i o fervoare pe care ea nu i-o mai văzuse până atunci. Doar pentru cinci minute, vino cu mine afară cinci minute să ne plimbăm puțin în aerul dimineții, îți va face bine, apoi te vei întoarce și îți voi aduce aici micul dejun. Nu, fără mâncare, trebuie să postez până ce termin traducerea, nu mă pot opri acum. Sinclair înțelegea prin ce trece Peter, dar vedea și cât de extenuat este, așa că încercă o abordare diferită. Părinte Hailey, ai făcut o treabă excelentă, dar corectitudinea traducerii va avea de suferit dacă obosești prea tare. Îl chem pe Roland să păzească manuscrisele cât timp vei lua o pauză. Cu aceste cuvinte acționă un clopoțel. Peter își ridică ochii spre fața îngrijorată a verișoarei sale. Bine, de el. Cinci minute, doar cât să pot să iau puțin aer. Sinclair descuie porțile grădinii Trinității și Morin intră împreună cu Peter. O porumbiță zbură peste rugii de trandafiri, iar fântâna Mariei Magdalena susura în soarele dimineții. Peter vorbi primul, cu vocea moale, marcată de uimire. Ce se întâmplă, Morin? Cum am ajuns noi aici? Cum ne-am implicat în toate astea?" E ca un vis, ca un miracol. Ție-ți pare real? Ian, cuvința. Da, nu știu cum să-i explic, dar simt o senzație extremă de calm, de parcă totul s-ar fi întâmplat în conformitate cu un plan. Iar tu faci parte din el la fel de mult ca mine, Pit. Nu e o întâmplare că ai venit cu mine sau că știi limbile vechi și poți traduce din greacă. Totul a fost orchestrat. Da. Simt categoric că joc un rol într-un scenariu superior. Nu știu încă sigur ce rol și nici de ce tocmai eu. Morin se opri o clipă pentru a mirosi unul dintre splendizii trandafiri roșii în floare, apoi se întoarse spre el. Oare de cât timp a fost pus la cale? Încă dinainte de a ne naște noi, mai de mult, a fost menirea bunicului tău să lucreze la textele de la Nahamadi pentru a te pregăti pe tine pentru situația de acum? Sau a fost totul plănuit acum 2000 de ani când Maria și-a ascuns Evanghelia? Peter rămase tăcut o clipă înainte de a răspunde. Știi, înainte de noaptea asta ți-aș fi răspuns cu totul altfel decât aș face-o acum. Din cauza ei și a ceea ce scrie în manuscrise, scrie exact ce ai spus tu, euluitor. Spune că unele lucruri sunt înscrise în planul lui Dumnezeu, că unii oameni sunt pur și simplu destinați să joace un anumit rol. Morin. E extraordinar. Citesc o relatare la prima mână a vieții lui Isus și a apostolilor săi, scrisă de cineva care vorbește despre ei în termeni atât de umani. Nu mai există nimic care să semene cu această... Ezită un moment înainte de a rosti cuvântul. Evanghelie în întreaga literatură religioasă și mă simt atât de nedem de ea. Dar ești demn, îl asigură ea. Ai fost ales pentru ea. Uită-te ce intervenție divină a fost necesară pentru a ne aduce pe toți împreună aici, în acest loc și în acest moment, pentru a spune această poveste. Dar ce poveste spune moare? întrebă Peter și pentru prima dată Morin văzu cât de tulburat este, de parcă s-ar fi luptat cu niște demoni interior care îl copleșeau. Ce poveste spun eu? Dacă evangheliile acestea sunt autentice, Morin făcu ochii mari și îl privi incredulă. Cum te mai poți îndoi? După toate câte s-au întâmplat pentru a ne aduce pe noi doi aici, în acest loc? Întrebă ea, atingându-și capul la ceafă, acolo unde tăietura se vindeca. Acum e o problemă de credință pentru mine, Morin. Manuscrisele sunt perfect păstrate, fără niciun centimetru deteriorat, fără un cuvânt lipsă. Vasele nu aveau nici măcar praf pe ele. Cum e posibil așa ceva? Există numai două variante de răspuns, ori e un fals modern, ori e un act de voință divină. Și tu ce crezi cu adevărat? Am petrecut 20 de ore traducând un documentul uitor, și mare parte din ceea ce am citit este, în esență, eretic, cu toate că oferă o imagine asupra lui Sus minunată prin caracterul ei uman, dar nu ce cred eu contează. Manuscrisele vor trebui autentificate prin proceduri riguroase, pentru ca lumea întreagă să le accepte. Se opri o clipă încercând să-și pună ordine în gânduri, apoi relua. Dacă se va dovedi că sunt autentice, vor zgudui sistemul de credință care, timp de 2000 de ani, a inspirat o mare parte a omenirii. Zguduie deja tot ce am învățat eu, tot ce am crezut în viața mea. Morin îl privi, vărul și prietenul ei cel mai bun, un lung moment, întotdeauna fusese pentru ea ca o stâncă, un stâlp de forță și de integritate, un om profund credincios și lui al bisericii, așa că îl întrebă simplu, ce ai de gând să faci? N-am avut încă timp să mă gândesc la asta. Trebuie să aflu mai întâi ce mai scrie în manuscrisele acelea ca să-mi dau seama cât de mult contrazic sau, să sperăm, confirmă textele evanghelilor așa cum le cunoaștem noi. Încă n-am ajuns la partea în care Maria descrie răstignirea și învierea. Morin înțelese brusc de ce vărul ei nu voise să se întrerupă din traducere. Relatarea autentică a evenimentelor de după răstignire, în cuvintele Mariei Magdalena, putea fi critică pentru credința unei treimi din populația Pământului. Creștinismul se baza pe faptul că Isus se ridicase din morți a treia zi, și cum Maria Magdalena fusese primul martor al învierii lui, conform Evanghelilor unanim acceptate, versiunea ei asupra evenimentelor era una esențială. În timpul documentării ei, Morin aflase că teoreticienii care scriseseră despre Maria Magdalena ca soția lui Isus adoptaseră de asemenea punctul de vedere conform căruia el nu era fiul lui Dumnezeu și nu înviase din morți. Existaseră diverse ipoteze referitoare la faptul că Isus supraviețuise răstignirii. O altă teorie răspândită era cea care susținea că trupul lui fusese pur și simplu furat, după moarte, de ucenicii lui. Nimeni nu afirmase până acum că Isus fusese căsătorit, fiind totodată fiul lui Dumnezeu. Pentru un anume motiv, cele două circumstanțe fuseseră considerate totdeauna incompatibile una cu cealaltă. Poate de aceea ideea Mariei Magdalena ca fiind cel din tâi apostol fusese privită mereu în istorie ca o amenințare la adresa bisericii. Fără îndoială că toate aceste lucruri îl frământau pe Peter în aceste ultime ore atât de pline. Acum răspunse la întrebarea verișoarei lui. Depinde de poziția oficială pe care o va adopta biserica, și, dacă ea nu le va recunoaște, ce vei face atunci? Vei alege instituția bisericii sau ceea ce știi în inima ta că este adevărat? Sper că aceste două lucruri nu se exclud unul pe altul, răspunsă el cu un surâs obosit. Poate că sunt prea optimist, dar dacă se va întâmpla ce ai spus tu, ei bine, înseamnă că va fi sosit vremea. Vremea pentru ce? Să-mi aleg un stăpân. Îi sfârșiseră plimbarea și se întoarseră la castel după ce Morin îl convinsese pe vărul ei să facă măcar un duș pentru a se mai înviora înainte de a reveni la traducere. Ea se duse în camera ei pentru a se spăla pe față și a-și pune ordine în gânduri. Extenuarea se făcea simțită, dar nu se putea lăsa doborâtă de ea. Nu încă. Nu înainte de a afla ce anume conțineau manuscrisele. În vreme ce ștergea fața cu elegantul prosob roșu, auzi o bătaie în ușă și Tami intră în cameră. Bună dimineața! Am pierdut ceva? Încă nu. Peter ne va citi prima carte imediat ce va considera că traducerea e gata. Spune că e ceva uluitor, dar asta e tot ce știu. El unde e acum? În camera lui. Face o mică pauză. N-a vrut să părăsească manuscrisele, dar am insistat noi. Îi e foarte greu, dar nu vrea să recunoască. Pentru el e o responsabilitate uriașă, poate chiar o datorie copleșitoare. Tami se așează pe marginea patului. Știi ce nu înțeleg eu? De ce sunt oamenii atât de deranjați de ideea asta că Isus ar fi fost căsătorit și ar fi avut copii? Cum îl afectează asta pe el sau mesajul lui? De ce s-ar simți creștinii amenințați de o asemenea eventualitate? cum rămâne, continuă ea tot mai înfierbântată, cu celebrul pasaj din Evanghelia după Marcu, cel care este citit la slujba de nuntă. Cel în care se spune, la început ori Dumnezeu i-a făcut partea bărbătească și parte femeiască și de aceea va lăsa omul pe mama sa și pe tatăl său și se va uni cu femeia sa, iar cei doi vor deveni același trup și nu vor mai fi doi, ci unul singur. Morino o privi surprinsă. Nu m-aș fi așteptat la tine să citezi atât de riguros fragmente din Biblie. Tamii făcu cu ochiul. Marcu, capitolul 10, versetele de la 6 la 8. Oamenii folosesc Biblia împotriva noastră mereu încercând să minimalizeze importanța Mariei Magdalena, așa că mi-am pus în minte să găsesc și eu acele versete care susțin credințele noastre. Și exact asta predică Isus aici în Evanghelie. Găsește-ți o nevastă și rămâi alături de ea. Și atunci, dacă el a propovăduit un lucru, de ce lucrul acela să nu fie acceptabil pentru el însuși? Morin se gândi cu atenție. Bună întrebare! Pentru mine, ideea unui Isus însurat mi-l face mai accesibil. Iar Dumnezeu este numit Tată Ceresc, așa că de ce Isus, Fiul Lui, crea după chipul și asemănarea sa, să nu aibă copii? Cum îi diminuează lucrul ăsta caracterul divin? Eu nu pricep. Morin clătine din cap. Nu ea trebuia să răspundă la o asemenea întrebare. Cred că la urma urmelor asta e o chestiune pentru biserică, pe de-o parte, și pentru fiecare individ, pe de alta, în funcție de credința fiecăruia. Abia se lăsase seara că Peter îi anunță că a terminat traducerea primei cărți. Sinclair se ridică de la masă. Ești gata să nu citești, părinte? Dacă da, aș vrea să-i chem pe Roland și pe Tamara. Trebuie să o asculte și ei. Chiamă-i, răspunse Peter, apoi se întoarse spre Morin cu un amestec indescifrabil de umbre și lumini în privire și adăuga. Fiindcă a venit vremea. Tami și Roland veniră imediat în biroul lui Sinclair. Când se adunară toți în jurul lui, Peter le spuse că mai existau încă unele pasaje pentru traducerea fidelă la cărora va avea nevoie de timp și de opiniile mai multor experți, dar în general reușise să transpună corect textul în engleză, redând o imagine clară a adevăratei Maria Magdalena și a rolului ei în viața lui Isus Hristos. Ea și-a numit scrierea Cartea Marilor Vremuri. Luându-și de file, părintele Hayley începu să citească cu glas ușor. Sunt Maria, cea numită Magdalena, prințesă din neamul regal al lui Beniamin și fica a nazarinenilor. Sunt soția de drept al lui Isus, mesia al căii, care a fost fiul de rege din casa lui David și urmaș al tagmei preoțește a lui Aaron. Multe s-au scris despre noi și multe se vor mai scrie în vremurile ce vor veni. Mulți dintre cei care scriu despre noi nu cunosc adevărul și nu au fost de față în timpul marilor vremuri. Cuvintele pe care le voi așterne pe aceste pagini sunt adevăr în fața lui Dumnezeu. Sunt ceea ce s-a întâmplat în timpul vieții mele, în timpul marilor vremuri, în vremea întunericului și după aceea. Las aceste cuvinte pentru copiii viitorului, pentru că atunci când va veni timpul ei să le găsească și să cunoască adevărul despre cei care au deschis calea. Astfel, povestea Mariei Magdalena se derulă în fața lor în neașteptata și uluitoarea ei complexitate. Capitolul 17 Galileea, 26 după Hristos Praful era moale și răcoros pe telpile Mariei. Își privi picioarele goale, conștiente că erau din calea afară de murdare, dar nu-i păsa deloc. Și în plus ăsta era doar unul dintre numeroasele lucruri ne la locul lor, în înfățișarea ei astăzi părul roșcat, strălucitor, îi flutura până la talie, despletit și încălcit. Rochia era lăluie pe ea, neprinsă în brâu. Mai devreme, când încercase să se strecoare din casă neobservată, fusese descoperită de Marta care se înfuriase. Și unde crezi, mă rog, că te duci când arăți în felul ăsta?" Maria râsese nepăsătoare, fără a se disinchisi că fusese prinsa. Ies doar în grădină," Și sunt înconjurată de ziduri peste tot. Nimeni nu o să mă vadă. Marta nu părea deloc convinsă. Nu e frumos ca o femeie de rangul tău să alerge desculță prin praf și nămol ca o servitoare. Mustrarea Martei era mai degrabă o obișnuință decât o dojeană sinceră. Nu mai mira deloc non-conformismul cum n ei. Maria era o creație unică și extraordinară a lui Dumnezeu. În plus, Fata avea prea puține ocazii de a-și face câte un capriciu. Viața era umbrită de responsabilități și în cea mai mare parte a timpului își ducea această povară cu grație și curaj. Atât de rare erau zilele când avea o clipă liberă pentru a ieși în grădină, încât ar fi fost nedrept să-i se refuze și această mică plăcere. Fratele tău se va întoarce înainte de a sfințit, îi aminti Marta pe un ton apăsat. Știu, nu-ți face griji, nu mă va vedea și mă voi întoarce la vreme pentru a te ajuta cu masa. Femeia mai tânără se sărută în fugă cum nata pe obraz și se retrase în intimitatea grădinii sale. Marta o privind depărtându-se cu un zâmbet trist. Maria era atât de micuță și de fragilă, încât îți venea ușor să o tratezi ca pe un copil. Dar nu era un copil, își reamintia. Era o tânără de vârsta măritișului, o femeie cu un puternic simț al destinului ei serios și profund. Intrând în grădină, însă, Maria nu se gândea deloc la destin. Mâine va avea destulă vreme pentru asta. Își ridică fruntea și inspiră parfumul zilei de octombrie, combinat cu briza dinspre Marea Galileei. Muntele Arbel se înălța la nord-vest, puternic și ferm în lumina soarelui de după amiază. Întotdeauna îl să un fel de munte al ei personal o grămădire pietroasă de sol roșcat, aflată alături de locul în care văzuse lumina zilei. Și îi lipsise atât de mult. În ultima vreme, familia ei își petrecuse timpul mai degrabă în cealaltă casă, din Betania, căci pentru fratele ei era important să fie mai aproape de Ierusalim. Dar Marie îi plăcea frumusețea sălbatică a Galileei și fusese încântată când fratele ei anunțase că își vor petrece toamna aici iar acestea de acum erau clipele ei preferate. Câteva momente de singurătate printre măslin și flori de câmp. Singurătatea era din ce în ce mai rar posibilă și a savurat din plin fiecare clipă de care avea parte. Aici se putea bucura în liniște de frumusețea creației lui Dumnezeu, neîngrădită de regulile vestimentare stricte și de tradițiile pe care le impunea poziția ei socială. Fratele ei o prinsese odată aici și o întrebase ce făcuse în orele în care lipsise. Nimic, absolut nimic, replicase ea. Lazăr își privise cu asprime sora mai mică, dar apoi expresia ei se îndulcise. Fusese furios când nu venise la masa de prânz, o furie născută din teamă, mai mult decât o simplă îngrijorare de frate. Ținea mult la frumoasa și inteligenta lui soră, dar îi era totodată și tutore, Sănătatea și bunăstarea ei erau priorități pentru el. Trebuia protejată cu orice preț, iar aceasta era îndatorirea lui sfântă față de familia sa, față de poporul său și față de Dumnezeu. Când o găsise întinsă în iarbă cu ochii închiși și complet nemișcată, o clipă fusese cuprins de groază. Dar ea se mișcase imediat, simțindu-i parcă spaima. Umbrindu-și ochii somnoroși, ridicase fruntea spre fratele ei care o privea sombru. Mânia îi se risipise însă pe măsură ce ea îi vorbea. Începuse să înțeleagă pentru prima dată cât de mult avea nevoie de acele momente rare de singurătate. Unica fică din neamul lui Beniamin, viitorul ei fusese hotărât încă de la naștere. O aștepta destinul privilegiat al stirpei sale regale și al profeției. Sora lui mai mică era menită pentru un mariaj dinastic, unul prezis de marii profeții lui Israel, o căsătorie pe care mulți o credeau a nu fi altceva decât voința lui Dumnezeu. Uneori atât de mici pentru o povară atât de mare, îi spuse Lazar, în vreme ce o asculta. Maria îi vorbise așa cum o făcea adesea, în chip deschis și cu simțire, și fratele ei înțelesese cu un ghimpe de vinovăție că era cu adevărat teamă de rolul ei predestinat în istorie. Era ciudat, dar el rare ori își permitea să se gândească la ea ca la un om în carne și oase. Era un produs prețios, care trebuia apărat și îngrijit. Iar el se achitase de această îndatorire cu conștiinciozitate. Încă o și iubea, deși își dăduse seama cu adevărat de asta atunci când își permise să se simtă pentru prima dată o emoție, și anume atunci când o întâlnise pe soția lui, pe Marta. Lazăr era foarte tânăr când tatălui lui murise. Prea tânăr, poate, pentru a-și asuma uriașele responsabilități dinastice ale familiei sale, pe lângă obligațiile pe care le avea ca proprietar de pământuri. Dar îi jurase tatălui lui, pe patul de moarte, că nu va face de rușine neamul lui Beniamin. Nu-și va face de rușine poporul și nici pe Dumnezeul lui Israel cu o hotărâre nestrămutată, Lazar își asumase nenumăratele responsabilități una dintre cele mai importante fiind grija față de sora lui Maria. El aranjase să fie crescută și educată așa cum se cuvenea pentru rangul ei social, dar niciodată nu își permisese să nu trească vreun sentiment, fiindcă sentimentele erau un lux, unul periculos. Apoi însă, ca o binecuvântare, Dumnezeu i-o adusese pe Marta, era cea mai vârstnică dintre cele trei fiice ale unei familii nobiliare din Betania. Fusese o căsătorie aranjată, deși Lazar avusese posibilitatea de a alege dintre cele trei surori. O preferase pe Marta, la început din motive practice, fiind cea mai mare, era cu capul pe umeri, responsabilă și avea o anume experiență în administrarea unei gospodării. Fetele mai mici erau prea frivole și puțin tel răsfățate, iar lui fusese teamă că ar putea o influența negativ pe sora lui. Toate cele trei fete erau drăguțe, dar frumusețea Martei era mai senină. Avea asupra lui un neobișnuit efect liniștitor. Căsnicia aranjată să transformase în dragoste adevărată, Marta găsind cheia către inima lui Lazar. Când mama lui se stinse pe neașteptate, lipsind-o pe Maria de influența binefăcătoare a unei mame, Marta preluase cu ușurință rolul rămas liber. Maria se gândea la cum nata ei când se opri la umbra copacului ei preferat. Mâine avea să vină marele preot Ionatan Ana, iar pregătirile de nuntă vor începe. De acum încolo nu va mai avea prilejul de a se retrage astfel în singurătate, așa că profita acum de ocazia care îi se oferise. De fapt, va veni vremea așa cum toată lumea știa, când va trebui să-și lase căminul iubit și să plece spre sud cu viitorul ei soț. Soțul ei, Isa, însă-și gândul la cel care era sortit să-i fie soț, îi aduse căldură în inima. Orice femeie ar i la locul ei de viitoare consoarta regelui lor dinastic. Dar nu numai această postură o umplea pe ea de bucurie, ci omul în sine... Oamenii îl numeau Iesua și era fiul cel mai mare din casa lui David. Ea îi spunea însă Isa, folosind un diminutiv copilăresc, spre mâhnirea fratelui ei și a Martei. Maria, nu se cuvine să-i te adresezi viitorului nostru rege cu un asemenea nume copilăresc, o mustrase Lazar la ultima vizită a lui Isa. Ba ei se cuvine, se auzise deodată vocea aceea caldă și profundă care atrăgea fără niciun efort atenția celor din jur. Lazar se oprise brusc și se întorsese, zărindu pe fiul leului însuși și Esua. Maria mă cunoaște de când era o copilă și întotdeauna mi-a spus Isa. Pentru nimic în lume n-aș vrea cum să-mi spună altfel. Fratele Mariei rămăsese încremenit până ce Isa, cu un zâmbet, destinsese atmosfera. Era ceva magic în expresia de pe chipul lui, o căldură căreia era imposibil să-i reziști. Restul serii se desfășurase minunat printre oamenii pe care Maria îi iubea cu adevărat, adunați în jurul lui Isa și ascultându-i vorbele înțelepte. Întinsă sub cel mai vașnic dintre cei doi măslin, Maria a dormit în soarele după amiezii, legănată de imaginea viitorului ei soț. Când simți umbra alunecându-i peste obraz, Maria se sperie gândindu-se că a dormit prea mult. Se întuneca deja. Lazar avea să fie furios. Dar clătinând din cap spre a-și alunga moleșeala, își dădu seama că era încă miezul zilei, iar soarele strălucea peste muntele Arbel. Privi în jur pentru a vedea ce anume îi umbrise fața în somn. Cu un mic igne de surpriză, rămase o clipă nemișcată înainte de a se avânta, plină de exuberanța unei tinere îndrăgostite, spre silueta din fața ei. Isa strigă cu bucurie. El deschise brațele și o cuprinse la piept pentru o clipă, apoi se trase cu un pas în spate și o privi. Porumbița mea, spuse el, folosind porecla pe care o dăduse când erau copii. Se poate oare să te faci pe zi ce trece tot mai frumoasă? Isa, nu știam că vii. Nimeni nu mi-a spus. Nu știau, Va fi și pentru ei o surpriză, dar nu puteam lăsa ca pregătirile pentru nunta mea să se desfășoare fără mine. Și din nou îi zâmbi. Maria îi analiză trăsăturile pentru o clipă, privindu-i ochii întunecați, reliefați de pomeții proeminenți. Era cel mai frumos bărbat pe care îl văzuse vreodată, cel mai frumos bărbat din lume. Dar fratele meu spune că nu ești în siguranță aici acum, Fratele tău e un om grozav care se teme prea mult. Dumnezeu ne va ocroti. În vreme ce el îi vorbea, Maria își coboră ochii și își dădu seama cu oroare cât de neglijent arăta. Părul lung până la talie și despletit era încălcit și plin de fire de iarbă, plus o frunză căzută, iar picioarele goale erau mânjite de praf. În clipa aceea nu aducea nici pe departe cu o regină, începu să se bâlbâie, scuzându-se pentru înfățișarea ei, dar i s-au întrerupse cu un hohot de râs răsunător și plin. Nu-ți face griji, porumbița mea, pe tine am venit să te văd, nu hainele tale." Și întinse mâna pentru a-i scutura cu un jucăuș frunza din păr. Ea îi surâse, aranjându-și rochia și scuturându-se de țărâna. Fratele meu n-ar fi de aceeași părere," replică ea în glumă. Lazăr era foarte stric când venea vorba despre ceremonii și protocol. Și-ar fi ieșit din sărite dacă ar fi știut că sora lui se afla acum în grădina, neînsoțită și necuvincios înveșmântată, și unde mai pui în prezența viitorului rege al casei lui David. Mă descurc eu cu Lazar, o asigură Isa. Dar ca să fim mai siguri, fugi în casă și prefăte că nu mai ai văzut. Eu am să ies prin spate și am să mă întorc diseară, după ce voi fi anunțat cum se cuvine. Astfel, nici Marta și nici fratele tău nu vor fi luați pe nepregătite. Atunci ne vedem diseară, răspunse ea dintr-o dată sfielnică. Mai zăbovi o clipă, apoi se întoarse și porni spre casă. Să te prefa surprinsă, îi strigă Isa în urmă, râzând în vreme ce privea silueta viitoarei sale soții alergând prin grădină spre casa fratelui ei ziua și seara aceea aveau să rămână în amintirea ei pentru totdeauna. Era ultima dată când se va simți liberă și fără griji, tânără, îndrăgostită și fericită. Ionatan n-a venit a doua zi, dar cu o misiune nouă. Climatul politic și spiritual din Ierusalim se dovedea din ce în ce mai instabil, iar planurile se schimbaseră pentru a stăvili amenințările din partea romanilor. Preoții aleseseră un nou lider în cadrul unui consiliu secret, consiliu care îl considerase pe Iesua nepotrivit pentru a prelua îndatoririle celui uns. Membrii consiliului veniseră acum împreună cu Ana pentru a-și prezenta constatările. Maria fusese trimis afară din încăpere împreună cu Marta la sosirea lor, dar refuză să rămână deoparte în vreme ce viitorul ei era luat în discuție de cei mai importanți membri ai poporului ei. Isa îi zâmbise liniștitor, dar în ochii lui văzuse ceva care o înspăimântase. Incertitudine. Niciodată nu-l mai văzuse înainte părând nesigur, iar acum această constatare o îngrozea. Deși cum nata ei se opusese, Maria se ascunse pe coridor lângă ușă și ascultă. Se auzeau voci ridicate, strigăte, replici aruncate de la unul la altul. Era greu să distingă ce spunea fiecare, Glasul acela aspru, sonor și dur, era a lui Ionatan Ana. Tu singur ți-ai atras această soartă când ai luat partea zeloților. Romanii nu ne vor permite niciodată nici cel mai vag semn de alianță cu tine, din cauza asasinilor și a revoluționarilor care te susțin. Ar însemna să atragem măcelul asupra propriului popor. Vocea calmă, riguroasă care îi răspunse, îi aparținea lui Isa. Nu refuz niciun om care alege să mă urmeze și care caută părăția lui Dumnezeu. Zeloții mă recunosc ca urmașa lui David. Sunt conducătorul lor de drept și al vostru. Dar nu înțelegi cu ce ne confruntăm aici? Ripostă Ana. Noul procurator roman, Pila din Pont, e un barbar. Nu se va sfii să verse atât sânge cât îi se pare necesar pentru a ne amuți chiar și cele mai banale cerințe. Își flutură stindardele păgâne pe străzile noastre, își gravează simbolurile lui păcătoase pe monedele noastre, și toate astea le face pentru a ne reaminti cât de neputincioși suntem în fața lui. Nu va ezita să elimine pe oricare dintre noi, dacă îi se va părea că am susținut din interiorul templului revolta împotriva Romei. Tetrarhul va fi de partea noastră, spuse Isa. Poate chiar va interveni pe lângă noul procurator. Ana scuipă. Iroda Antipa nu e de partea nimănui, decât a propriilor plăceri și pofte, iar pâinea și-o câștigă de la Roma. E evreu doar atunci când îi convine. Soția lui e nazarineană, sublinie Isa. Replica lui fu împinată cu tăcere. Isa îmbrățișase învățăturile liberale ale poporului nazarinean, în fruntea căruia se afla mama lui. Nazarinenii nu respectau legea în modul strict al evreilor supuși templului. Printre tradițiile lor diferite era și aceea care le includea pe femei în ritualuri și chiar le recunoștea ca profeți. De asemenea, îi permiteau neamurilor să asiste la învățăturile lor și să ia parte la slujbele religioase. Deși Ana menționase facțiunea zelotă ca fiind motivul principal care determinase Consiliul să-i retragă sprijinul lui Isa, toți cei din încăpere știau că acesta nu era de fapt decât un paravan. Învățăturile lui Isa erau prea revoluționare, prea puternic influențate de nazarineni, iar preoții din templu pur și simplu nu-l puteau controla. Ridicând problema soției lui Rod ca fiind nazarineană, Isa le aruncase preoților o provocare. Avea să-și preia rolul profețit de rege și mesia, fără susținerea lor, și o va face ca un nazarinean. O asemenea alegere comporta riscuri uriașe. Putea diminua puterea de care se bucurau preoții templului, dar în același timp se putea ridica împotriva lui Isa însuși, dacă poporul îi retrăgea sprijinul în favoarea liderilor tradiționali. Dar atacul lui Ana nu se încheiase încă. Vocea lui se făcu auzită din nou. Cel care are mirea sa, acela este mirele, tăcerea s-a așternu din nou în încăpere, iar Maria încremenia afară lângă ușă. Își amintea gura uscată ca iasca. Replica lui Ana fusese o referire la cântarea cântărilor, poemul scris de regele Solomon pentru a celebra suprema uniune dinastică a caselor nobile ale lui Israel. Aici însă era o aluzie clară la nunta Mariei cu Isa. Pentru ca un rege să domnească asupra poporului, Tradiția cerea ca el să aibă o mireasă de asemenea stirpe pe regală. Maria ca urmașa regelui Saul, din casa lui Beniamin, era prințesa cu cel mai înalt rang din Israel și ca atarei fusese făgăduită în căsătorie lui Iesua, fiul leului lui Iuda, încă din copilărie. Neamurile lui Iuda și Beniamin fusese relegate între ele încă din antichitate, iar mariajul dinastic al celor două linii fusese asigurat încă de pe vremea în care fica lui Saul, Mica, se căsătorise cu David. Prin urmare, pentru a fi rege dinastic conform legii, bărbatul trebuia să aibă ca soție tot o regină dinastică. Astfel, Ana proferase o amenințare directă la adresa uniunii dintre Maria și Isa. În încăpere răsuna apoi vocea lui Lazar, el știu să totdeauna să-și controleze perfect emoțiile și numai cei foarte apropiați ar fi putut să acum încordarea din glas. Ionatan, Ana, sora mea este făgăduită prin lege lui Iesua. Profeții au spus că el este Mesia așteptat de poporul nostru. Nu văd cum ne-am putea îndepărta de acest curs al vieții pe care Dumnezeu l-a ales pentru noi. Îndrăznesc să-mi spui tu mie ce anume ales Dumnezeu? Izbucni Ana. Dincolo de ușă, Maria suspină. Lazar era un om cuvincios și s-ar îngrozi dacă l-ar jigni pe marele preot. Noi credem, continuă Ana, că Dumnezeu a ales pe altcineva, un drept apărător al legii, un om care va susține tot ceea ce este sacru pentru poporul nostru, fără a aduce un afront politic romanilor. Așa deci, adevărul fusese spus cu glas tare pentru ca toată lumea să-l audă un drept apărător al legii. Acesta era felul marelui preot de a-i arăta lui Isa că nu aveau de gând să-i tolereze reformele de timp nazarinean, în ciuda stirpei sale regale. Și cine este acesta?" întrebă Isa pe un ton liniștit. Ioan!" Botezătorul?" exclamă Lazar, nevenindu-i să creadă. Este rudă cu leul!" interveni un glas aspru pe care Maria nu-l recunoscu. Poate că era preotul mai tânăr ca Iafa, ginerele lui Ana. Dar nu e din linia lui David, replică Isa cu aceeași voce calmă. Nu, se auzi iar glasul lui Ana. Dar mama lui e din linia preoțească a lui Aaron, iar lui e un zadochit. Poporul îl crede urmaș al profetului Ilie. Va fi suficient pentru ca oamenii să treacă de partea lui, dacă îi se va oferi mirea sa potrivită și astfel cercul se închisese. Ana venise pentru a pune la punct căsătoria Mariei cu noul lor candidat la titlul de Mesia. Ea era marfa de care aveau ei nevoie pentru a-și legitimiza regele preferat. Vocea care se auzi apoi răsună tare, mânioasă. Maria nu-l întâlnise niciodată pe Iacob, fratele mai mic al lui Isa, dar bănui că el era cel care striga acum. Glasul lui semăna cu al lui Isa, dar nu avea stăpânirea aceea calmă prezentă întotdeauna la fratele lui mai mare. Nu puteți alege un mesia după bunul plac, ca pe un bun cumpărat la bazar. Știm cu toții că Iesua este cel ales pentru a ne izbăvi poporul de robie. Cum îndrăzniți să veniți cu un locuitor, fiindcă vă temeți pentru scaunele voastre suspuse? Strigătele izbucnirea, cei din încăpere începând să se răstească unii la alții pentru a se face auziți. Maria încercă să identifice glasurile și cuvintele, dar deja tremura. Totul era pe cale de a se schimba. Simțea acest lucru în măduva oaselor. Tonul poruncitor al lui Ana se făcu auzit pe deasupra celorlalte. Lazar, ca tutore al acestei fete, numai tu poți lua hotărârea de a rupe logodna și de a dărui pe fica lui Beniamin candidatului ales de noi. Totul se afla acum în mâinile tale. Dar dăm voie să-ți amintesc că tatăl tău a fost un fariseu și un slujbaș credincios al templului. L-am cunoscut bine. Ar aștepta de la tine să faci așa cum e mai bine pentru popor. Maria simțea greutatea ce apăsa pe sufletul lui Lazar. Era adevărat. Tatăl lor fusese devotat templului și legii până în clipa morții. Mama ei fusese nazarineană, dar acest lucru nu conta pentru oamenii care se strânseseră acum în casa lor. Lazar îi jurase tatălui pe patul de moarte să apere legea și să protejeze cu orice prespoziție a casei lui Beniamin. De aceea era pus acum în fața unei alegeri oribile. Vrei ca sora mea să se mărite cu botezătorul?" întrebă el cu precauție în glas. Ioan e un om drept și un profet. Și odată ce va fi uns Mesia, sora ta va avea același statut pe care l-ar fi avut căsătorindu-se cu omul acesta de aici." Ioan e un eremit, un ascet, îi întrerupse Isa. Nici nu-și dorește o soție, nici nu are nevoie de una. A ales să trăiască în pustie, fiindcă astfel crede că aude mai bine glasul lui Dumnezeu. Ați fi gata să-i distrugeți această solitudine și munca lui de o viață, silindu-l la o căsătorie cu toate responsabilitățile pe care le implică aceasta conform legii? Nu, replica Ana. Nu îl silim la nimic se va căsători cu fata pentru a-și confirma statutul de mesia în fața poporului. După aceea ea va trăi în casa rudelor lui, iar Ioan se va putea întoarce la propovăduirea lui. Ea își va împlini datoriile dinastice, după lege, iar la fel va face și el. Maria asculta rugându-se ca greața pe care o simțea în stomac să nu copleșească și să-i dezvăluie ascunzătoarea. Știa că datoriile dinastice după lege Însemna aducerea pe lumea copiilor cu Ioana și cetul. Nu era suficient însă că oamenii aceștia încercau să-i fure cea mai mare fericire la care visase vreodată, căsătoria cu Isa, odată cu asta aveau de gând să-l lipsească pe el de locul care îi se cuvenea, de viitor rege. Și apoi mai era ceva, ideea botezătorului în sine. Ea nu-l văzuse niciodată pe acest om care predica pe malurile Iordanului dar pentru popor devenise deja o legendă vie. Era vărul mai mare al lui Isa, însă cei doi aveau temperamente foarte deosebite. Isa îl privea pe Ioan cu mare respect. Vorbea adesea despre el ca despre un mare slujitor al Domnului, un bărbat drept și cinstit, dar îi recunoștea totodată și limitele. Îi explicase odată acest lucru Mariei când ea îl întrebase despre predicatorul înflăcărat care boteza cu apă. Ioan respingea femeile, neamurile, pe cei infirmi și pe toți cei pe care îi considera necurați. În vreme ce Isa credea că toți cei care doreau să audă cuvântul lui Dumnezeu aveau dreptul să-l primească. Mesajul lui nu era unul destinat elitelor, adăugase el, ci era o veste bună pentru toată lumea. Aceste deosebiri fuseseră cauza disputei dintre Isa și Ioan. După moartea părinților lui botezătorului și petrecuse mult timp pe țărmurile pustiale Mării Moarte, intrase în legătură cu esenienii de la Cumran, o sectă de așceți cu principii severe, de la care preluase multe dintre regulile pe care le propovăduia. Membrii acelei secte trăiau în condiții dure și îi disprețuiau pe cei pe care îi numeau căutători de lucruri ușoare. Vorbeau despre un învățător al dreptății, care avea să aducă după el pocăirea și respectarea strictă a legii. Și s-a petrecuse un timp în mijlocul esenienilor și explicase Mariei principiile după care ei se ghidau. Le respecta devotamentul față de Dumnezeu și lege și le preamărea faptele bune și caritabile. Pe mulții îi considera tovarăși apropiația ei lui și obișnuia să se retragă în singurătate absolută de la Cumran pentru a medita. Dar în vreme ce Ioan preluase regulile stricte ale esenienilor, Isa le respingea pe multe dintre ele, considerându-le aspre și exagerate. El îi mai povestise Mariei și alte amănunte despre Ioan, despre ciudatul lui regim alimentar, format din lăcuste și miere, și despre hainele făcute din piei de animale și păr de cămilă, care îi rodeau pielea. Îi spusese cum vărul lui alesese să trăiască în pustie, sub cerul liber, unde se simțea mai aproape de Dumnezeu. Nu era un mod de a trăi potrivit pentru o femeie de viță nobilă sau pentru un copil. Și în niciun caz nu era modul de trai pentru care Maria Magdalena se pregătise întreaga ei viață. Iar acum, totul stă în mâinile lui Lazar, îi spuse ea cu tristețe. Bărbații se certau iarăși în camera învecinată în vreme ce pe obrajii ei și roiau lacrimile. Nu mai putea distinge glasurile între ele. Care era lui Lazar și ce anume spunea? Fratele ei îl iubea pe Isa și îl respecta atât ca bărbat, cât și ca urmașa lui David, deși nu aderase niciodată la reformele nazarinene. Lazar era un tradiționalist. Tatăl lor fusese fariseu și un puternic susținător financiar al templului din Ierusalim. Ionatan Ana îl obliga acum să facă o alegere cumplită. Dacă îl sprijinea pe Isa, regele dinastic de drept, cel amintit de toate profețiile, va fi îndepărtat din templu. Marele preot lăsase clar să se înțeleagă acest lucru și unica sa opțiune posibilă în acest caz ar fi fost să se alăture nazarinenilor, îmbrățișând o filozofie reformistă în care nu credea. Cei mai moderați printre care se număra și Lazar erau mulțumiți atâta vreme cât Isa era acceptat atât de nazarineni, cât și de preoții din templu. Dar acum se ajunsese în pragul unei schisme teribile, o separare de plină între cele două tabere, care avea să provoace ostilitate între marile familii dinastice ale Israelului și să dea naștere unei aprige rivalități. Alegerea necesară urma să se dovedească foarte dificilă pentru o mare parte din populație. Dar în momentul acela, Mariei nu-i păsa decât de o singură alegere. Hotărârea lui Lazar de a susține legea Templului îi va distruge toate visurile ei de fată și o va împinge într-o căsătorie respingătoare. Dar mai mult decât atât, era o hotărâre ce avea să schimbe cursul istoriei pentru mii de ani de acum înainte. Isa a ajuns la o înțelegere cu Lazar în seara aceea, voia ca el să fie cel care îi dă vestea Mariei. Lazar acceptă cu mare ușurare, astfel că Maria fu chemată într-o încăpere ferită pentru a se întâlni cu cel despre care totdeauna crezuse că îi va fi soț. Când Isa ai văzut trupul scuturat de suspine și fața udă de lacrimi, își dădu seama că auzise multe dintre cele discutate mai devreme. Iar când i-a zărit tristețea din ochii lui, știu că soarta-i fusese pe cetruita. Se aruncă în brațele lui și plânse până când îi secară toate lacrimile. Dar de ce? îl întrebă. De ce ai acceptat? De ce ai lăsat să-ți ia împărăția care ți-aparținea de drept? isa îi mângâie părul pentru a-o liniști și îi zâmbi în felul acela al său, alinător. Poate că împărăția mea nu e din această lume porumbițo. Maria clătină din cap nu înțelegea. Isa își continuă explicațiile. Maria, lucrarea mea este aceea de a arăta oamenilor calea, de a învăța că împărăția lui Dumnezeu este aproape, la îndemâna oricui, că avem puterea de a deveni liberi aici și acum, liberi de orice oprimare. Nu-mi trebuie o coroană sau o împărăție pământească pentru a face aceasta. Am nevoie doar să împart cuvântul lui Dumnezeu cât mai multor oameni posibil. Totdeauna am crezut că voi moșteni tronul lui David și că tu vei sta alături de mine. Dar dacă aceasta nu se va întâmpla în sine, trebuie să ne supunem și să credem că așa e voia Domnului. Maria se gândi la cuvintele lui încercând din răsputeri să se arate curajoasă și să le accepte. Fusese crescută ca o prințesă. De aceea îi se dăduse numele Maria, nume rezervat fiicelor de o bârșie nobilă în tradiția nazarineană fusese de asemenea educată de femeile nazarinene, conduse de mama lui Isa. Maria cea mare o luase alături de ea pe mica Maria la o vârstă fragedă, pentru a o pregăti în vederea vieții pe care avea să o trăiască alături de fiul lui David, dar și pentru a învăța principiile spirituale ale doctrinei lor reformiste. Iar odată ce se va fi măritat cu Isa, Maria avea să poarte bolul roșu al preoteselor nazarinene, același văl roșu purtat de Maria cea mare. Dar acum totul se dusese de râpă. Simțind că nu mai poate îndura, Maria a început să plângă din nou și în clipa aceea un gând teribil o săgeta. Isa, murmură, neîndrăznind să pună întrebarea. Da. Tu cu cine te vei căsători acum? El o privi cu tandrețe atât de copleșitoare încât Maria simți că îi se rupe inima. Îi luă mâinile între ale lui și îi vorbi cu o voce blândă, însă fermă. Îți amintești ce ți-a spus mama când a intrat în casa noastră? Maria în cuvință, zâmbind printre lacrimi. N-am să uit niciodată. Mi-a spus, Dumnezeu te-a făcut perechea perfectă pentru fiul meu. Voi doi veți deveni un singur trup. Nu veți mai fi doi, ci unul. Și ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni nu poate despărți. Isa clătină din cap. Mama mea este cea mai deșteaptă dintre femei și un mare profet. Ea a înțeles că Dumnezeu te-a creat pentru mine. Dar dacă Domnul a hotărât în planurile sale că nu te voi mai avea, atunci nu voi avea nici pe alta. Un val de ușurare o cuprinse. Dintre toate lucrurile pe care nu le putea suporta, gândul unei alte femei alături de Isa era cel mai îngrozitor dar o altă realitate o izbi cu forța unui trăsnet. Dar, dacă va fi să fiu soția lui Ioan, el nu va permite niciodată să devin preoteasă nazarineana. Chipul lui era foarte serios când răspunse. Nu, Maria, Ioan va insista să te supui legii cu mare strictețe. El disprețuiește reformele propuse de ai noștri și probabil că va fi foarte sever cu tine și te va pedepsi asprum. Dar să-ți amintești ce ți-am spus eu și ce te-a învățat și mama potriva. În părăția lui Dumnezeu e în inima ta și niciun asupritor, nici romanii și nici chiar Ioan nu-ți-o poate lua. Îi ridica apoi bărbia și o privi drept în ochii ei mari și căprui. Ascultă-mă bine, porumbița mea. Trebuie să pășim pe această cale cu seninătate și trebuie să facem ce e bine pentru copiii lui Israel. Asta înseamnă că nu mă pot opune acum în fața lui Ionatan, Ana și a preoților templului. Voi respecta hotărârea lor, pentru ca învățăturile despre cale să poată continua în liniște și să se răspândească. Iar pentru a manifesta susținerea, am acceptat să fac două lucruri. Voi veni împreună cu mama la nunta ta cu Ioan și îi voi permite lui să mă boteze în public pentru a arăta că îi recunosc autoritatea spirituală. Maria în cuvință solemn. Avea să pășească pe drumul hotărât pentru ea. Aceasta era responsabilitatea ei ca fica lui Israel. Cuvintele de dragoste și sprijin ale lui Isa o vor ajuta să meargă mai departe. El o sărută ușor pe crește și se întoarse pentru a pleca. Ești puternică pentru un trup atât de micuț," spuse el blând. Totdeauna am recunoscut puterea aceasta în tine," Vei fi o mare regină într-o zi, o conducătoare a poporului tău. Se opri la ușă pentru a o mai privi dată și își duse mâna la inimă. Voi fi cu tine totdeauna. Ioan Botezătorul nu era atât de ușor de manipulat cum își închipuise Rana și tovarășii lui. Când veniră la el cu propunerea, se răzvrătise împotriva necuvinței lor și le strigase că sunt niște vipere. Le amintise că aveau deja un mesian persoana vărului său, un profet ales de Dumnezeu, și că Elioan nu era demn de un asemenea rol. Preoții ripostaseră, spunând că poporul îl consideră un mare profet, urmașul lui Ilie. Dar nu sunt niciuna, nici alta." Atunci arată-ne ce ești, ca să le putem spune copiilor lui Israel, și ei să te urmeze ca pe un profet și un rege." La aceasta Ioan răspunsese în felul lui enigmatic. Sunt glasul care strigă în pustie. Și îi trimisese de la el pe farisei, dar tânărul și abilul preot Caiafa luase replica lui. Sunt glasul care strigă în pustie, ca o aluzie la profetul Isaia. Se considera Ioan un profet printr-o reinterpretare a scripturilor? Îi punea oare pe preos la încercare? Trimit și se întorseseră a doua zi și de această dată îi cerură să i boteze. El insistase ca ei să se căiască înainte pentru păcatele săvârșite. Preoții se simțiseră iritați de această cerere a lui, dar știau că trebuie să joace după regulile impuse de el. Altfel, riscau să-l piardă, iar cheia întregilor strategii era el. Dacă primeau botezul lui, își vor consolida poziția în rândul maselor care îl priveau pe Ioan ca pe un profet. Când își afirmă căința, Ioan îi cufundă în apa Iordanului, dar le reaminti. Eu vă botez cu apă, dar după mine vine acela care este mai mare decât mine în ochii lui Dumnezeu. În ziua respectivă, preoții rămăseseră alături de Ioan și după ce mulțimile de pe malul râului se risipiră, îi vorbiseră despre planul lor. El se opuse în primul rând la ideea de a se căsători și mai cu seamă la a o lua pe femeia făgăduită vărului său. Dar Consiliul era pregătit pentru obiecțiile lui și le analizase cu atenție, dată fiind vehemența lui din ziua anterioară. Îi vorbiră despre Lazar, despre bărbatul drept și nobil din casa lui Beniamin, despre cât de tare se temea el să-și mărite sora pioasă cu un bărbat supus influențelor nazarinene. Botezătorul se înmuie la această idee. Aici era slăbiciunea lui. Deși amintise de profețiile care spuneau că Iesua era cel ales, era tot mai îngrijorat de calea pe care apucase vărul său împreună cu nazarinenii și de încălcarea lor flagrantă a legii. Ioan pusă însă capăt discuției și le ceru preoților să plece. Aceștia se retraseră fără să fi știrbit hotărârea botezătorului. Mai târziu în acea zi, Isa a venit pe malul răsăritan al Iordanului pentru a-și împlini făgăduia la făcută lui Ana. O mare mulțime l urma întâlnirea dintre cei doi atrăgând numeroși oameni. Ioan întinse mâna pentru a-l opri pe Isa. Tu vii la mine să te botezi?" întrebă el. Poate că mai degrabă eu am nevoie să fiu botezat de tine, căci tu ești alesul lui Dumnezeu." Isa îi surâse. Vere. Așa trebuie să fie acum. Avem datoria să împlinim calea dreptății. Ioan în cuvință, fără a arăta vreun semn de surprindere sau de emoție la acest răspuns al vărului său. Era pentru prima dată când se întâlneau după uneltirile lui Ana și deci prima ocazie de a se evalua reciproc. Botezătorul îl trase pe Isa departe de mulțimile care priveau și îi vorbi în cuvinte atentale se. Cel care are mirea sa acela e mirele. Isa se mărgini doar să încline din cap în semn că acceptă acest aranjament. Ioan continua. Deși prietenul mirelui care îl aude se bucură nespus la auzul glasului acestuia, și eu mă pot bucura la această cuvenită renunțare a ta, dacă e adevărat că o dăruiești de bunăvoie. Isa cuvință încă o dată. Voi primi să fiu prietenul mirelui. Eu trebuie să mă cobor pentru ca tu să urci și așa va fi. Fusese un joc de cuvinte, un fel de dans între cei doi mari profeți, fiecare luând cunoștință de statutul politic al celuilalt. Înțelegând că vărul său acceptase de bunăvoie să renunțe la poziția și la mireasa lui, Ioan se întoarse spre mulțimile strânse pe malul Jordanului și le spuse După mine vine acela care este mai presus de mine, fiindcă a fost ales înaintea mea. Și cu aceste cuvinte îl cufundă pe Isa în apele râului. Vorbele fusese ralese cu grijă pentru a arăta că Ioan, preluând rolul lui de Mesia, Isa avea să fie moștenitorul tronului în caz că se va întâmpla ceva neprevăzut. El a fost ales înaintea mea. Era o indicație clară că Ioan recunoștea încă profețiile referitoare la nașterea vărului său. Aceste cuvinte îl apărau în fața moderaților care îl susțineau pe el și se temeau de reformele nazarinene, dar totodată îl cinsteau pe Isa ca subiect al profețiilor. Primele sale cuvinte, după mine vine acela, sugerau că Ioan se gândea să preia rolul celui uns. Ioan Ascetul, predicatorul în pustie, cu hainele sale de piei de animale și cu stilul evanghelic dus la extrem, era probabil ușor subestimat dar cuvintele și faptele lui din acea zi pe malul Iordanului arătaseră că este un politician mult mai abil decât își închipuiseră mulți. Când Isa ieși din apele Iordanului, mulțimile îi aclamară pe cei doi mari profeți înrudiți, atinși de mâna Domnului. Dar peste întreaga adunare se lăsă tăcerea când din văzduh își făcu apariția un porumbel alb, care își flutura aripile deasupra lui Isa, Leul lui David. Era o clipă pe care cei din Valea Iordanului și, de mult mai departe, nu aveau să o uite până la sfârșitul lumii. Caiafa se întoarse a doua zi pe malul râului împreună cu fariseii săi. Își pusese cu grijă la punct strategia. Botezul lui s-a nu servise scopului urmărit de el și de Ana. Ei crezuseră că acesta va însemna o recunoaștere implicită a autorității lui Ioan. Dar botezul nu făcuse decât să amintească poporului că nazarinanul era alesul profeților. Acum, mai mult decât oricând, fariseii trebuiau să reducă impactul ideii că Isa era mesia cel așteptat. Și unica modalitate de a face acest lucru era să transfere titlul al cuiva cât mai rapid posibil, iar singurul candidat acceptabil era Ioan. Dar botezătorul fusese tulburat de semnul porumbelului. Oare apariția lui din ceruri după botez nu dovedea încă o dată că Isa era alesul lui Dumnezeu? Ioan ezita, tinzând să sprijine din nou poziția vărului său. Caiafa, un ucenic versat al socrului său Ana, era însă pregătit pentru această eventualitate și riposta. Vărul tău nazarinean a fost azi printre leproși, îi spuse el lui Ioan. Botezătorul rămase încremenit. Nimic nu era mai necurat decât nenorociția ce i de Dumnezeu, iar ca lui să se amestece printre ei după ce fusese botezat, era de neînchipuit. Sunteți sigur că e adevărat? întrebă el. Caiafa, în cu gravitate. Da, îmi pare rău să spun că această dimineață s-a dus în cel mai necurat dintre toate locurile. Mi s-a spus că a propovăduit acolo cuvântul Domnului și chiar le-a dat voie să-l atingă. Ioan era uluit aflând că Isa se coborâse atât de mult, atât de repede. Știa bine că vărul lui fusese profund influența de nazarineni. La urma urmei, mama lui era Maria, conducătoarea acelui grup. Dar ea era femeie și deci avea o mică importanță, dar influența asupra fiului ei era puternică. Dar dacă Isa se coborâse printre cei necurați la nicio zi după botez, Poate că Dumnezeu își întorsese privirea de la el. Și apoi, mai era fata aceea din casa lui Beniamin. Pe Ioan îl turbura profund faptul că purta numele Maria, un nume nazarinean, o indicație a faptului că fusese educată conform a celor principii nesănătoase. Dar de dragul poporului, trebuia să țină seama de profeția care se referea la ea. Se credea că e fica Sionului, cea descrisă în cartea profetului Mica. Fragmentul se referea la Migdal Eder, turnul turmei, păstoarea care avea să conducă poporul. Iar la tine, turn al turmei, deal al ficei Sionului, la tine va veni, în părăția ficei Ierusalimului. Dacă Maria era cu adevărat femeia din această profeție, atunci Ioan avea obligația de a veghea ca ea să rămână pe calea cea justă a dreptății. Caia va asigurase că fata era suficient de tânără și de pioasă pentru a fi pregătită așa cum considera Ioan nimerit în cel mai tradiționalist spirit al legii. De fapt, fratele ei îi implorase să facă acest lucru înainte de a fi prea târziu. Logodna acestei fiice a lui Beniamin cu Isa fusese ruptă pe baza învățăturilor nazarinene, fapt perfect acceptabil conform legii. Oare nu însuși marele preot, Ionatan Ana, scrisese actele de desfacere a Logodnei? Mai important era faptul că Isa și discipolii săi nazarine nu avusese nimic de obiecta la această decizie, făgăduind să-l susțină pe Ioan în noua lui postură. Chiar Isa acceptase să asiste la ospățul de nuntă pentru a-și demonstra susținerea. Nu exista în această propunere niciun amănunt capabil să dea naștere la obiecții. Dacă Ioan se căsătorea cu prințesa din casa lui Beniamin și devenea cel uns, numărul celor botezați de el avea să crească de zeci de ori. Va atinge astfel mult mai mulți păcătoși și le va arăta calea spre pocăire și va deveni învățătorul dreptății din profețiile străbunilor. În fața ocaziei de a converti mai mulți păcătoși și de a învăța pe copiii lui Israel calea păcăinței către Dumnezeu, Ioan acceptă să se însoare cu fata din casa lui Beniamin și să-și preia locul rezervat în istoria poporului său. Nunta Mariei urma și a casei lui Beniamin cu Ioan botezătorul din tagma preoțească a lui Aaron și Zadok s-a desfășurat pe colina din Cana Galilei. La ospăț au luat parte nobili, nazarineni și farisei. Așa cum promisese s-a venit împreună cu mama și cu frații săi, însoțiți de un grup de ucenici. Cu cernica mama lui Ioan, Elisaveta, fusese verișoară cu mama lui Isa, Maria. Dar atât ea cât și soțul ei, Zaharia, erau morți de câțiva ani nu existau din partea lui rude apropiate care să se ocupe de pregătirile necesare, iar Ioan nici nu cunoștea obiceiurile, nici nu-i păsa de ele. Când Maria cea mare a observat că oaspeții nu erau serviți cum se cuvine, a luat asupra ei însă și sarcina de a supraveghea preparativele, ca rudă mai vârstnică a mirelui. Drept urmare s-a dus la fiul ei, care ședea alături de câțiva ucenici și a spus nu au vin suficient pentru o spățul de nunta. El a ascultat-o atent, apoi a răspuns. Ce are de-a face asta cu mine? Nu e nunta mea. N-ar fi cuvenit să intervin eu. Maria cea mare nu era de aceeași părere și îi spuse fiului ei acest lucru. În primul rând simțea că e obligația ei, în amintirea Elisavetei, să se asigure că o de nuntă decurgea bine. Dar mai mult decât atât, Maria era o femeie înțeleaptă care cunoștea oamenii și cunoștea de asemenea profețiile. Iar aceasta era o ocazie potrivită pentru a le reaminti preoților și nobililor veniți la nuntă de locul ocupat de fiul ei în cadrul comunității. Fără prea multă tragere de inimă, ei s-a accepta. Chemând servitorii, Maria îi instrui să faceți tot ceea ce vă va cere – după o clipă, Isa le ceru să i s-a să-i aducă șase vase mari, fiecare plin până la buză cu apă. Servitorii le aduseră și le așezară în fața lui. El închise ochii și rosti o rugăciune, trecându-și mâna pe deasupra fiecărui vas. Când sfârși, le spuse servitorilor să toarne din ele. Prima servitoare dădu să facă precum i se spusese și scăpă cana din mâna. Vasele nu mai aveau apă în ele, un vin roșu dulce și aromat, le umplea pe toate. Isa cer unui servitor să ducă o cupă cu vin la Caiafa, care oficiase ceremonia de nuntă. Acesta ridică paharul spre Ioan Mirele, lăudând calitatea licorii. Cei mai mulți aduc la masă vinul bun la începutul ospățului, lăsându-l pe cel mai slab la urmă, când puțin mai observă deosebirea, glumi Caiafa. Dar tu l-ai păstrat pe cel mai bun pentru sfârșit, Ioan îl privi cu uimire. Nici el și nici preotul nu știau ce se întâmplase. Singurul semn că se petrecuse ceva neobișnuit era murmurul câtorva servitori în spate și agitația unora dintre ucenicii nazarineni. Dar nu avea să treacă mult timp până ce toată lumea din Galilea va afla cu exactitate cele petrecute la nunta din Cana. După nuntă, nimeni nu mai vorbea despre Mire și Mireasa. Uniunea dinastică fusese umbrită de ceva mult mai ieșit din comun. Subiectul aflat pe buzele tuturor era miraculoasa transformarea apei în vin, reușită de tânărul profet. Astfel, în partea de nord a Galileei, numele lui Isa era rostit pretutindeni. Indiferent de manevrele celor din templu, el era singurul lor mesia. Puterea și popularitatea lui Ioan cuceriră regiunile de sud, de pe malurile Iordanului, prin Ierusalim, și până în zonele deșertice de lângă Marea Moartă. Alimentată de preoții Templului, mulțimile care îl urmau crescuseră atât de mult încât malurile râului gemeau de oameni care cereau să fie botezați. Insistențele lui Ioan ca ei să respecte legea cu mare strictețe, spori numărul sacrificiilor și deceavelile Templului toată lumea era mulțumită de rezultatele stratagemei. Toată lumea, cu excepția Mariei Magdalena, devenit acum soția botezătorului. Poate era o binecuvântare faptul că fusese o căsătorie pe care niciuna din cele două părți implicate nu o dorise. Ioan nu voia decât să rămână în pustie și să ducă pe mai departe munca lui Dumnezeu. Avea să se supună legii care cerea oamenilor să fie rodnici și să se înmulțească, și deci își vizita soția la vremea potrivită pentru a avea urmași. Dar în afara acestor perioade dictate precis de lege și de tradiție, nu era interesat de prezența niciunei femei. Stabilirea locului în care avea să trăiască Maria Magdalena fusese prima a lui Ioan după căsătorie. Nu ezită să arate clar că soția lui nu era binevenită în apropierea taberei lui. De fapt, Esenienii de la Cumran nu permiteau femeilor să trăiască împreună cu ei, ci le exilau în clădiri separate, fiindcă le considerau necurate de la natură. Iar mama lui Ioan murise, fapt care se dovedea problematic. Dacă Elisaveta ar fi trăit, Maria Magdalena ar fi putut locui în casa socrilor ei. Chestiunea fusese discutată de Lazar și Ioan înainte de nuntă, iar Maria îi spusese fratelui ei care îi erau dorințele. De aceea Lazar insistase ca ea să fie lăsată să locuiască împreună cu el și cu Marta la casele lor din Magdala și Betania. Astfel, Maria avea să fie mereu însoțită și supravegheată de doi oameni cu cernici, iar Betania nu se afla departe de Ierohon, ceea ce era bine pentru acele rare ocazii când Ioan trebuia să-și viziteze soția. Soluția era una corectă și convenabilă pentru botezător, pe care nu-l interesa ce anume făcea soția lui, cu condiția să se poarte mereu ca o femeie pioasă și pocăită. Viitoarea mama fiului său trebuia să fie nepătată dincolo de orice reproș. Maria l asigurase că în lipsa lui va asculta de fratele ei, așa cum făcuse întotdeauna. Și când Ioan își dădu acordul, se strădui să nu-și arate bucuria pe față. Dar fericirea ei avea să fie de scurtă durată, fiindcă Ioan preciză imediat cerințele pe care le avea de la soția lui. În niciun caz nu trebuia să se mai afle sub influența învățăturilor nazarinene. Nu va avea voie să se ducă în casa Mariei cea mare, prietena și învățătoarea ei iubita. Și cu niciun chip nu îi se permitea să apară acolo unde îi s-a vorbea în public. Ioan era iritat de faptul că unii dintre discipoli să îi părăsiseră malul Iordanului pentru a-l urma pe vărul lui. Îi lui se fiindcă deveniseră nazarineni, și numise căutător de lucruri moi. O rivalitate lua naștere încetul cu încetul între propovăduirile lui Isa Nazarineanul și asceticul botezător. Iar Ioan nu ar fi acceptat să fie făcut de rușine de soția lui. Ea nu va avea niciodată voie să se apropie de Nazarinean. Lazar, fu nevoit să jure solemn că va vegea la acest lucru. Tânără, naivă, și necunoscând în viață nimic altceva decât dragostea și bunătatea, Maria încercase să discute cu Ioan, dar când dăduse să obiecteze în casa se prima lovitură de la soțul ei. Palma lui lăsase pe obraz o urmă vizibilă toată ziua, ca un memento al faptului că niciodată nu trebuia să crâgnească în fața lui. Cu aceasta botezătorul își lăsă soția în casa din Magdala și plecă fără a-și lua rămas bun. Maria se temea de vizitele lui Ioan și era bucuroasă că surveneau atât de rar, despărțite fiind de lungi perioade de timp. Botezătorul venea în Betania doar când propovăduirea lui îi aducea în apropiere, de obicei când mergea de la tabăra sa de pe malul Iordanului spre Ierusalim. Întreba de sănătatea ei și când legea spunea că e potrivit, venea pentru a-și îndeplini îndatoririle de soți. În timpul acestor vizite, o învăța despre lege și cum să facă penitență, spunându-i mereu că împărăția lui Dumnezeu era aproape. Prințesă din casa lui Beniamin, fiind, Maria știa că nu se cuvine să-și compare soțul cu al bărbat, dar nu se putea împiedica să o facă. Zilele și nopțile erau pline de gânduri despre Isa și despre tot ce o învățase el. Era uimitor faptul că ambii bărbați propovăduiau în mare același lucru, că împărăția lui Dumnezeu era tot mai aproape, deși înțelesul era atât de diferit de la unul la celălalt. Ioan transmitea un mesaj sumbru, un cumplit avertisment la adresa celor nedrepți. Din partea lui Isa însă era un mesaj minunat, destinat tuturor celor care își deschideau inima în fața Domnului. În ziua în care află că Isa venea în Betania împreună cu mama lui și cu un grup de ucenici nazarineni, Maria Magdalena simți inima plină din nou de bucurie, după multe, multe zile amare. Nu vor sta aici și tu nu te vei putea duce să-i vezi. Soțul tău ți interzice. Hotărârea lui Lazar era nestrămutată în ciuda rugăminților surorii lui. Cum îmi poți face una ca asta? Sunt cei mai vechi prieteni ai mei, iar unii sunt potrivă bun prieteni cu tine pescarii Petru și Andrei de pildă cu care ne jucam când eram mici. Cum le poți refuza ospitalitatea? Tensiunea era vizibilă pe chipul fratelui ei. Faptul că îi respinsese pe prietenii lui din copilărie, pe Isa și pe Maria cea mare, amândoi copii iubițăi lui David, fusese o hotărâre extrem de dificilă. Dar Lazar primise ordine de la marii preot să nu-i găzduiască în casa lui pe nazarineni, în drumul acestora dinspre Ierusalim. Mai mult decât atât, soțul surorii lui insistase ca ea să nu mai aibă niciun contact cu învățăturile nazarinene, iar Lazar jurase să vegheze ca Maria să nu iasă din limitele dictate de botezător. Fac asta pentru binele tău, sora mea. Așa cum ai măritat cu Ioan pentru binele meu? Maria nu mai așteptă răspunsul lui și nici privirea șocată care îi se oglindi în ochi ieși în fugă din casă și alergă în grădină, unde izbucni în plâns. Lazar chiar îți vrea binele. Nu auzise pe Marta venind după ea. Fusese prea adâncită în durerea ei pentru a-i mai da atenție și, oricât își iubea cum nata, nu voia să asculte acum și predicile ei despre supunere. Dădu să spună ceva, dar Marta o întrerupse. Nu am venit să te cer. Vreau să te ajut. Maria o privi cu atenție. Niciodată cum nata ei nu ieșise din cuvântul soțului. Și totuși, în venele ei curgea o forță tăcută, iar în acea clipă forța deveni vizibilă în ochii ei. Maria, tu mi ești ca o soră, ba ca propriul copil. Mă doare să văd cât ai suferit în anul care a trecut și sunt mândră de tine așa cum e și fratele tău, știu că el nu-ți spune asta, dar mie mi-o spune mereu." Ți-ai făcut datoria ca o fică nobilă a lui Israel și ai știut să-ți ții întotdeauna fruntea sus." Maria șterse lacrimile ascultându-o pe cumnata ei în continuare. Lazar pleacă la Ierusalim cu treburi și nu se întoarce decât mâine seară. Nazarinenii vor fi aici în Betania și se vor întâlni în casa lui Simon. Maria a făcut ochii din ce în ce mai mari. Oare cu cernica și supusa Marta născocisă un plan secret? La Simon? În casa aceea, adică? Întrebă ea arătând cu mâna spre casa care se zărea din grădina lor. Marta încuvința. Dacă vei avea grijă și vei fi cât se poate de discretă, eu am să mă uit în altă parte când vei vrea să-ți vizitezi vechii prieteni. Maria și-aruncă brațele în jurul cumnatei ei. Te iubesc, îi striga. Și șopti Marta, privind în jur pentru a se asigura că nu le auzise nimeni. Dacă Lazar vine să-ți mai vorbească înainte de a pleca spre Ierusalim, să te prefaci furioasă pe el. Dacă bănuiește ceva, dăm amândouă de necaz. Maria în cuvință solemn, încercând să-și înnăbușe un surâs de bucurie. Marta se înapoi în casă, pregătindu-și soțul de drum, iar cumnata ei rămase în grădină dansând pe sub măslini. Maria se apropie de casa lui Simon pe o alee laterală, acoperindu-și părul roșcat cu unul dintre cele mai groase văluri pe care le avea. Rosti codul secret și îi se dădu imediat voie să intre, văzându-se pe dată înconjurată de chipuri familiare. Privind în căpere, dar încă nu le zări pe cele mai dragi și mai importante pentru ea, Isa și mama lui încă nu sosiseră. Dar nu a avut mult timp să se gândească la acest lucru, fiindcă se auzi strigată de o voce de femeie. Întorcându-se văzut zâmbetul frumos al Salomeei, fica Irodiadei și fata vitregată trahului Galilei Irod. Cu o exclamație de bucurie, fiindcă se cunoșteau de când fusese împreună preună ale Mariei cea mare, se îmbrățișeară fericite. Ce faci tu aici, atât de departe de casă?" o întrebă Maria mama mi-a dat voie să-l urmez pe Isa și să-mi continui ucenicia pentru a-mi putea lua cele șapte văluri. Cele șapte văluri puteau fi purtate numai de femeile care primiseră inițierea de mare preoteasă. Iroda Antipa, continuă ea, îi dă mamei tot ce își dorește ea și, în plus, are o părere bună despre nazarineni. Numai pe botezător îl detesta. Dându-și seama ce spusese, Salomea își duse imediat palma la gură în durerea ta. Îmi pare rău, exclamă ea. Am uitat. Maria îi surâse trist. Nu, Salomea, nu-și iertare. Uneori uit și eu însă -mi. Salomea o privi cu înțelegere și compătimire. E chiar oribil? întrebă ea. Maria clătină din cap. O iubea pe fica Irodia ca pe o soră și adesea îi spunea una alteia așa, cum era de altfel tradiția printre prințesele nazarinene. Dar Maria Magdalena chiar era o prințesă și fusese crescută ca atare. Nu avea de gând să-și vorbească soțul de rău în fața nimănui. Nu, nu e oribil. Îl văd rare ori pe Ioan. Sper că nu te-am jignit, surioară, se grăbi Salomea să continue parcă pentru a-și face o uitată gafa mai repede. Doar că botezătorul spune lucruri cumplite despre mama. O numește târfă și adulterina. Maria înclină din cap, auzise și ea aceste lucruri. Mama prietenei ei, Irodia Da, era nepoata lui Irod cel mare și moștenise o parte din încăpățânarea lui. Renunțase la primul ei soț pentru a se mărita cu Irod Antipa, care guverna Galileea, iar tetrarhul divorțase și el de soția lui arabă pentru a se cu Irodiada. Ioan fusese înfuriat aflând că un monarh iudeu putea arăta un asemenea dispres pentru lege și denunțase în mod public căsătoria lui Iroda tipa cu Irodiada drept adulter. Tetrarhul își manifestase iritarea, dar nu luase deocamdată nicio măsură împotriva botezătorului avea destule probleme în a satisface capricile Cezarului și cerințele postului său dificil. nu -i mai trebuia altă durere de cap din cauza unui profeta cetic nemulțumit. Faptul că Irodia da era nazarineană nu avusese deloc darul de a-l îmblânzi pe Ioan și nici nu-i îmbunătățise părerile cu privire la principiile nazarinene. Pentru el, situația nu demonstra altceva decât că femeilor nu trebuia să li se acorde niciun statut influent și nici măcar libertă sociale, fiindcă astfel deveneau în mod clar niște imorale. Ioan îi folosea adesea pe Irod și pe Irodiada ca exemple de corupție nazarinană. Dar în vreme ce botezătorul își atrăgea dușmănia tetrarhului, Isa era admirat și apreciat de soția acestuia. Irodiada își trimisese unica fică să deprindă calea atunci când împlinise vârsta necesară. În acea perioadă petrecută în Galileea, Maria Magdalena și Salomea deveniseră foarte apropiate, unite și mai strâns de dragostea lor pentru Maria cea mare și pentru fiul ei. Sora noastră, Veronica, e și aici, își spuse Salomea nerăbdătoare să schimbe subiectul. Nepoata lui Simon, Veronica, era o tânără minunată, profund spirituală care se pregătise împreună cu ele în casa mamei lui Isa. Maria se întoarse pentru a-și căuta cu privirea prietena dragă în mulțime. Iată, exclamă Salomea și luând-o de mână porni spre celălalt capăt al încăperii. Cele trei tinere, surori în filozofia nazarineană, se îmbrățișară călduros, dar nu apucară să schimbe prea multe vorbe că în cameră intră Isa. Era urma de mama sa și de doi dintre frații lui mai mici, Iacob și Iuda. Alături de ei se aflau frații pescari din Galileea și un bărbat cu înfățișare aspră, despre care Maria bănuia că se numește Filip. Isa îi salută pe toți cei din încăpere, dar se opri în fața Mariei. O îmbrățișă cu căldură, fără a uita însă de respectul datorat unei femei nobile, soția altui bărbat. O privi apoi lung pentru a-i da de înțeles că îl surprindea faptul că nu-și ascultase fratele, dar nu spuse nimic. Maria îi surâse și își duse o mână la piept. În Împărăția lui Dumnezeu este în inima mea și niciun asupritor nu mi-o poate lua. El îi întoarse zâmbetul cu o expresie plină de căldură, după care se îndreptă spre capătul încăperii și începu să propovăduiască. Era o seară splendidă împlinită de dragostea prietenilor și de cuvintele căii. Maria aproape că uitase cât de importantă devenise calea pentru ea, și ce învățător eficient era Isa. Să stea la picioarele lui și să-i asculte propovăduirile era totdeauna cu a aduce împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Nu putea înțelege cum ar putea condamna cineva niște cuvinte atât de frumoase sau de ce ar vrea cineva să nege cu bună intenție aceste învățături impregnate de iubire, de compasiune și de îndurerare. Când se ridică gata de plecare, Isa se apropie de Maria și i-a atinsă ușor pântecele. Vei avea un copil porumbițo. Maria a făcut ochii mari. Ioan rămăsese luna trecută la ea într-o noapte pentru a-și împlini datoriile de soț, dar nu-și dăduse seama că e însărcinată. Ești sigur? Isa în cuvința. Un băiat crește în pântecele tău. Rămâi sănătoasă, micuțo. Mă voi îngriji să naști în siguranță. O umbră îi străbătu chipul pentru o fracțiune de secundă. Spune-i fratelui tău că trebuie să-ți petreci lunile de sarcin în Galileea. Cerei să te lase să pleci dimineața la ivirea zorilor. Maria îl privine dumerită. Betania era aproape de Ierusalim, iar dacă s-ar fi ivit vreo complicație, cele mai bune moașii ar fi fost la îndemână. Ei s-ar fi părut firesc să rămână aici. În plus, Lazar se întorcea abia seara, dar Isa văzuse probabil ceva în clipa aceea de întunecare, ceva ce îl îndemnase să-i ceară să plece imediat din Betania spre țărmurile Galileei. Ceea ce nu știa Maria era faptul că în acel moment de profeție, Isa văzuse ce mare era nevoia ca ea să plece cât mai departe de Ioan. Târfă, strigă Ioan lovind-o din nou. Știam eu că e prea târziu pentru tine și pentru ideile tale nazarine nespurcate. Cum ai îndrăznit să ne socotești cuvântul soțului și pe cel al fratelui tău? Marta și Lazar se aflau în celălalt capăt al casei lor din Betania, dar puteau auzi cearta deslănțuită. Marta plângea ușor auzind loviturile care se abăteau asupra trupului micuț al Mariei. Ea era vinovată, ea o încurajase să nu se supună ordinelor limpeze ale soțului și ale fratelui ei. Ea merita bătaia aceea. Lazar stătea nemișcat, înghețat de teamă și de neputință. Era furios pe Marta și pe Maria, dar mai cu seamă îl îngrijorau loviturile primite de sora lui de la soțul ei. Nu putea face însă nimic pentru a le împiedica. Dacă ar fi intervenit, l-ar fi jignit și mai tare pe Ioan și nu îndrăznea să facă așa ceva. În plus, era lucru obișnuit ca un soț să-și bată soția neascultătoare. În casele mai tradiționaliste era chiar de așteptat, iar purtarea lui Ioan se încadra clar în interpretarea pe care el o dădea legii. Tot nu-și dăduse răseamă cum aflase el de participarea Mariei la adunarea nazarinenilor. Să fi fost vreun informator printre ei seara trecută? Sau avea Ioan un dar al profeției atât de ascuțit încât își văzuse soția într-o viziune? oricare ar fi fost mijlocitorul, Ioan venise în Betania după amiaza următoare, pradă unui acces de furie deslănțuită, hotărât să-i pedepsească pe toți cei implicați în neascultare. Știa că tânăra lui soție stătuse la picioarele vărului său cu o seară înainte și, mai rău încă, stătuse alături de progenitura deșănțată a târfei Irodiada. Faptul că Maria și arătase în public simpatiile nazarinene și tovărășia cu Salomea, era pentru Ioan un motiv de rușine și de supărare, fiindcă risca să-i distrugă reputația. La naiba cu femeia asta! Oare nu înțelegea că orice pat asupra numelui său pereclita lucrarea lui și mesajul lui Dumnezeu? Asta era încă o dovadă că femeile nu aveau minte, nu aveau capacitatea de a gândi și de a evalua consecințele unui fapt. Femeile erau creaturi păcătoase din fire, fiice ale Evei, iar Ioan începea să creadă că probabil pentru ele nu mai exista speranță de mântuire. Și îi spuse toate acestea Mariei în vreme ce continua să o lovească. Ea se ghemuise într-un colț cu brațele deasupra capului, încercând în zadar să-și ferească fața, dar era deja prea târziu. O pată purpurie se întindea în jurul unui ochi, iar buza de jos îi se umflase și sângera acolo unde palma lui o izbise peste un dinte. Izbutincele din urmă să strige. Oprește-te! Lovești copilul!" Mâna lui se opri în aer. Ce-ai spus?" Maria inspirat dânc încercând să se liniștească. Sunt însărcinată!" Ioan îi aruncă o privire înghețată. Ești o destrăbălată nazarineană care și-a petrecut noaptea în casa unui albărbat fără o însoțitoare. Nici nu pot fi sigur că acest copil e al meu." Ea răspunse calm, străduindu-se să se ridice de la podea. Nu sunt așa cum spui tu. Am venit la tine, mirea să fecioară, și n-am fost cu niciun bărbat în afară de tine, soțul meu după lege. Rostia, sublinind ultimele cuvinte. Ești mânios, fiindcă nu ți-am dat ascultare și merit mânia ta. Izbutise să se ridice în picioare, cu un cap mai scundă decât el, își îndreptă spatele și îl privi drept în ochi dar copilul tău nu merită să fie pus la îndoială. Într-o zi va fi regele poporului nostru. Ioan scoase un sunet gutural și se răsuci cu spatele, dânsă să plece. Am să-i transmit lui Lazar condițiile stricte ale izolării tale. Deschise ușa și trecu pragul în hol. Fără a întoarce măcar capul, îi aruncă peste umăr. Dacă e fată, vă repudiez bucuros pe amândouă.